Deci întrebarea zilei... Vrei să mă întreb ceva, da. Da, este cât costă o franzelă? Cu semințe, fără semințe, albă... Eu zic să mâncăm o măligă și de fapt, eu nu mănânc pâine, stai. O să ajute și premierul României să fie mai... Neapărat. Așa. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Noi suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovi și vă invităm la Focus la prima oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Crimă șocantă în Gorj, un bărbat și-a omorât mama după ce aceasta a încercat să-l oprească să nu dea foc gospodăriei unui vecin. Femeia a încercat în trecut să-și interneze băiatul la psihiatrie, fără succes însă. Incident grav într-un parc de distracții din Craiova, doi copii au căzut dintr-un carusel după ce brațul acestuia s-a rupt. Administratorul parcului este acum anchetat de oamenii legii. Situație îngrijorătoare la Iași. Secția ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase nu mai are paturi libere din cauza numărului tot mai mare de noi cazuri COVID. Și incendiile din Grecia sunt extrem de greu de stins din cauza temperaturilor ridicate și a rafalelor puternice de vânt. Copacii ard mocnit. Pe insula Evia, 10.000 de hectare și sute de case au fost făcute scrum. Un bărbat din Gorj este acuzat că și-a omorât mama cu un topor, abia întors din Germania și a vărsat furia pe femeie pentru că aceasta a încercat să-l oprească să dea foc gospodăriei unei vecini. Și vecinii au fost terorizați de bărbat, însă nu au avut ce-i face. Mama acestuia a încercat de mai multe ori să-și interneze fiul într-un ospiciu, însă procedurile n-au fost la fel de rapide precum efectele bolii. Bărbatul în vârstă de 30 de ani din comuna Runcu, județul Gorj, este cel care și-a omorât mama în vârstă de 52 de ani cu mai multe lovituri de topor. Procurorul din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reținerea preventivă pentru 24 de ore a unei persoane suspecte cercetată pentru comiterea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie. Crima a fost descoperită de polițiștii care, inițial, au fost sunați să intervină pentru a liniști bărbatul care amenința că dă foc unui solar al unui localnic, unde acesta crește șerpi. Cu doar două zile în urmă, acesta se întorsese din Germania, unde încercase să-și găsească de muncă. Zice că așa ar fi avut probleme din aceștia psihice și ce se întâmplă, consuma și alcool și nu știu cum să vă zic, au fost într-o familie săracă, e asta pe mine în cauză, muncea pe la oameni, pe aici pe coleacă, să mă rog. El era sub tratament? Cine? El? Băiatul? Nu cred că a fost sub tratament. El are un handicap de mic copil și nu trebuia să mai bea. Și dacă bea, când bea... Ia ducea greu în spate. Este cunoscut cu probleme psihice și chiar familia a încercat să-l interneze. Și în fața avocatului său, bărbatul nu și-a recunoscut crima. Nu a recunoscut fapta pentru care a fost învinuit. În cursul zilei de astăzi o să meargă să fie supus unei expertize medicale, o să vedem mâine ce se întâmplă și care este rezultatul. Procurorii l-au reținut pe agresor pentru 24 de ore sub acuzația de omor deosebit de grav. Ulterior, îl vor supune unei expertize psihiatrice pentru a vedea dacă are discernământ. Un autocar plin cu 40 de oameni a luat foc lângă orașul Lehliu Gară din județul Călăraș. Pompierii au intervenit de urgență, iar traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate mai multe ore. În fericire, nimeni nu a fost rănit. Din primele informații, se pare că un scurt circuit la motorul autocarului a provocat incendiul. O fetiță de 3 ani și un băiat de doar un an au trăit clipe de groază în timp ce se aflau într-un parc de distracții din Craiova. Cei doi micuți au căzut din caruselul în care se aflau după ce brațul acestuia s-a rupt. Din fericire au scăpat doar cu rănușoare, însă au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. Acum administratorul parcului este anchetat, iar părinții susțin că vor depune plângere penală împotriva acestuia. Bucata aceasta sudată, exact bucata aceasta s-a desprins de pe undeva, cred. Iar figurina a căzut într-o parte. Incidentul a avut loc în Parcul Tineretului din Craiova. Cei doi părinți, ambii cadre medicale, au mers în parc împreună cu fetița lor de 3 ani și jumătate și băiețelul de 1 an. Era chiar ziua de naștere a fiului lor. Fetița a vrut să se dea în carusel împreună cu frățiorul cel mic. Părinții povestesc că inițial nu au fost de acord, însă exact în momentul în care îi explicau fetiței că băiețelul este prea mic și nu se poate da singur în carusel, în discuție ar fi intervenit administratorul. A spus că pentru siguranța copiilor, cel mai bine este să se dea și mama, pentru că oricum această figurină, această machetă poate suporta până la 200 de kilograme. Undeva în parcul de distracție există un afiș pe care scrie că în mașinării nu au voie copiii mai mici de 3 ani, iar greutatea admisă e de 40 de kilograme. Nu le-am văzut. Nu cred că au fost atunci. Nu le-am văzut. Oricum, femeia a plătit 10 lei în plus și a urcat în carusel împreună cu copiii ei.
Nu știa însă ce avea să urmeze. Inițial s-a auzit un zgomot, după care caruselul s-a dat într-o parte, a coborât și mi-am auzit soția și copiii plângând. Copiii au ajuns la spital cu ambulanța, după ce un martor al incidentului a sunat la 112. Cazul a fost preluat de polițiști, care deja i-au audiat pe mama copiilor și pe administratorul caruselului. Acesta din urmă a încercat să se apere și să arunce întreaga vină pe mamă. Administratorul a declarat faptul că acesta i-a adus la cunoștință femeii de 35 de ani faptul că echipamentul, macheta respectivă, susține capacitatea de până la 40 de kilograme și că minorilor sub 3 ani le este interzis să urce în carosel. În același timp, mama a declarat că nu i-au fost aduse la cunoștință aceste aspecte. Între timp, autoritățile au început o anchetă pentru a verifica starea tehnică a caruselului. Părinții spun că vor depune plângere penală împotriva celor care administrează caruselul. Incident șocant în Mamaia Nord. Un copil de 3 ani a fost mușcat de un câine în timp ce se bălăcea în apa mării. Asta deși accesul cu animale este interzis pe plajă. Colegul nostru Viorel Matei are detalii despre acest caz și ne spune în ce stare se afla cu micuțul. S-a întâmplat în nordul stațiunii Mamaia. Copilul are 3 ani și era venit la mare împreună cu tatăl său, din județul Arad. A intrat în apă ca să facă o baie. La câțiva metri era și un alt domn de 53 de ani cu un cățel rasa Akita, același japonez pe care îl știm cu toții. Copilașul s-a apropiat de câine să se joace cu el, dar câinele era nervos în momentul acela. Când a pus mâna pe câine, animalul a sărit și l-a mușcat pe copil. A țipat, a urlat, tatăl său s-a repezit să-l scoată din ghearele animalului, s-a adunat lumea pe plajă, cineva a sunat la 112 și ISU Dobrogea a trimis imediat o ambulanță SMURT la fața locului. Copilul a plin de sânge, i-au toaletat rănile, l-au pansat, l-au dezinfectat și apoi l-au trimis la spitalul județean pentru un control medical amănunțit. În acest moment, proprietarul câinelui are deschis un dosar penal de către IPJ Constanța. Este o lege prin care proprietarii câinilor sunt obligați să aibă grijă de animalele lor, astfel încât să nu muște pe nimeni sau să nu rănească pe cineva, mai ales când sunt în spații publice. Mai mult decât atât, există o lege care amendează pe cei care își lasă câinii pe plajele din stațiunea Mamaia și nu doar. Schimb de polițiști între România și Ungaria. Cum îi ajută oamenii legii pe turii să se descurce în țara vecină, aflăm imediat la Focus la prima oră. Incident aviatic în România. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe un câmp din apropierea localității Chitila. Cei doi bărbați care se aflau la bord au suferit mai multe răni și au fost transportați la Spitalul Floreasca din București. Unul dintre ei, un cunoscut om de afaceri, a mai fost implicat într-un astfel de incident și în urmă cu 7 ani. Potrivit unor surse apropiate anchetei, se pare că motorul avionului s-ar fi oprit în timpul zborului. Comunicați. Nu mai este nevoie la locul intervenției. Ne întoarcem la bază. Recepționat. Locație Chitila, da? Afirmativ. Recepționat. Avionul de mici dimensiuni a pierdut brusc din altitudine și s-a prăbușit pe un câmp din apropierea localității ilfovene Chitila. La fața locului au fost identificate două persoane rănite conștiente, doi bărbați de 38 de ani, respectiv 72 de ani. Aceștia au fost transportați de către UTIM și elicopterul SMURT la Spitalul Floreasca. Potrivit unor surse, bărbatul de 72 de ani care se afla în avionul prăbușit este omul de afaceri Nicolae Cincă, un pasionat de avioane de mici dimensiuni. În anul 2014 el a fost implicat într-un incident similar, însă și atunci a scăpat cu viață. Se afla la acea vreme în avion împreună cu ginerele său de origine americană. Atunci a fost nevoit să aterizeze forțat pe un câmp din Giurgiu, asta după ce motorul avionului s-a oprit în aer. Între timp, cercetările continuă. Procurorii și specialiștii în incidente aviatice fac măsurători pentru a stabili cauza prăbușirii. Avionul de mici dimensiuni era unul privat. Fabricat în 2014, aparatul de zbor era pus la vânzare pe un site de specialitate, iar în anunț se arăta că era într-o stare excelentă. Era vândut cu un preț de 73.000 de euro. Chiar dacă urșii vă par blânzi și jucăuși, nu vă lăsați păcăliți. O nouă filmare cu un urs aflat în apropierea unor turiști arată cât de mare este pericolul dacă încercăm să-i hrănim. Păcălit de atitudinea prietenoasă a animalului, bărbatul din imagini i-a vorbit blând ursului și l-a îndemnat să se apropie. Animalul sălbatic și-a schimbat brusc atitudinea, iar bărbatul, speriat, s-a refugiat în mașină. Hai, ursulică, hai, hai, băi, băi.
Băi, băi, hai! Hai, băi, băi! Băi, flământule, hai aici, hai! Hai aici, hai! Băi, ești flământ, hai aici, hai! Hei! Hai aici, hai! Incendiile de pe insula Evia sunt greu de stins, chiar dacă pompierii fac tot posibilul să țină în frâu focul nimicitor. Din cauza temperaturilor de peste 38 de grade la umbră și a rafalelor puternice de vânt, copacii ard mognit. În doar câteva zile, zeci de mii de hectare și sute de case au fost făcute scrum și mii de locuitori și turiști au fost nevoiți să fugă din calea flăcărilor. Această priveliște apocaliptică a rămas pe insula Evia, a doua cea mai mare din Grecia. Pădurile au fost distruse, vântul suflă cu putere, iar flăcările prind și mai mare avânt. Colegii noștri aflați la fața locului au surprins un vârtej care s-a format în dreptul unor copaci făcuți scrum. De astfel de momente ne este frică cel mai tare pompierilor de aici din Evia, și anume vântul care bate foarte tare și formează acele rotocoale, după cum vedeți, sunt fix în jurul unui copac. Un copac care ars și e drept, iar de acolo pot duce mai departe tăciunii aceia aprinși care rămân în urma stingerii incendiilor. Furia naturii pare de neoprit. Pe aici au trecut elicopterele pompierilor în urmă cu o oră, poate maximum două, și au reușit să stingă toată flacăra care exista în această vale. Este adevărat, sunt sute de copaci distruși, căzuți la pământ, dar măcar nu mai există un potențial de incendiu foarte mare. În ciuda faptului că sunt mulți copaci care fumegă în continuare, la rădăcinile cărora există flacără în momentul acesta. Odată ce elicopterele sau avioanele încărcate cu apă aruncă asupra unei zone, incendiu pe ansamblu în acea zonă se stinge, doar că rămân extrem de mulți copaci exact ca acesta care ard la rădăcină. Pompierii români au continuat pe insula Evia să lupte cu flăcările din infernul grecesc. Păsta, dacă nu stingeți așa, e posibil să se reaprindă? Da. E posibil să reaprindă. Necontenit, pe apă, pe uscat, în aer, cu toate forțele și resursele, pompierii luptă cu focul puternic. Grecia este zilele acestea țara extremelor. O parte este mistuită de flăcări, iar cealaltă este lovită de grindină. Imaginile pe care tocmai le vedeți au fost filmate în orașul Kavala, aflat la 25 de kilometri de insula Tasos. Ploaia cu grindină a durat doar 30 de minute, dar a făcut pagube semnificative, a spart geamurile mașinilor și a distrus grădinile. Sute de oameni au protestat la Atena, chiar în fața clădirii Parlamentului, față de modul defectuos în care autoritățile au gestionat criza provocată de incendii. Asta în timp ce grecii îi laudă pe pompierii români pentru organizarea și viteza cu care acționează pe insula Evia. Între timp, premierul elen Kyriakos Mitsotakis a anunțat că guvernul a aprobat un ajutor de 500 de milioane de euro pentru cei care au rămas fără case. Astrofie ολική. Αδιαφορία του κράτους τέλεια. Απουσία πυροσβεστικής εναερίων μέσων. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δεν ρίξανε σταγόνα νερό στη φωτιά. Μας αφήσανε να καούμε. Μας αφήσανε να καούμε σαν τα ποντίκια. Τρέχαμε πανικόβλητοι. Μας πανικοβάλανε αυτοί ακόμα περισσότερο με τα αυτοκίνητα της τροσιρήνες μέσα στο χωριό και να λένε «Εκενώστε! Να εκενώσουμε πού! Είμαστε δίπλα στη θάλασσα και καήκαμε! Δίπλα στη θάλασσα καήκαμε! Κάει και η θάλασσα!» Κάει και η θάλασσα, κάηκαν οι πέτρες, ανοίξαν έτσι οι πέτρες. We are protesting against the government that has let all the country burn. Because they put office before people. We are protesting because they give millions for buying warplanes and pay for the police and not for the fire brigade. Oamenii sunt extrem de supărați și consideră că autoritățile nu i-au ajutat destul și i-au lăsat să se descurce singuri într-una din cele mai grele perioade ale Greciei. Acum, cu lacrimi în ochi, se uită la rămășițele a tot ce au strâns de o viață. Για μένα δεν υπάρχει κράτος. Τελείωσε. Δεν βοηθηθήκαμε από πουθενά. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει πάρα πολλά χρόνια πριν. Premierul Greciei și-a cerut scuze cetățenilor pentru faptul că autoritățile nu au putut face mai mult. Η έκταση της καταστροφής, ειδικά στην Εύβοια και στην Αττική,
μαυρίζει την καρδιά όλων μας. Και πρώτος εγώ ζητώ συγγνώμη για τις όποιες αδυναμίες υπήρξαν. Κατανοώ απόλυτα τον πόνο των συμπολιτών μας, που είδαν τα σπίτια τις περιουσίες τους να καίγονται. Την αναστάτωση όσων μετακινήθηκαν όπως. Premierul a vorbit și despre încălzirea globală, care, după cum spun și experții, este de vină pentru toate calamitățile din ultimul timp. Acesta a spus și că ceea ce se întâmplă acum în lume nu e o scuză și că autoritățile au făcut tot ce e omenește posibil în lupta inegală cu natura. Incendiile s-au apropiat aseară de nordul insulei Evia. Flăcările amenințau să cuprindă un oraș cu peste 8.000 de locuitori. Pompieri din România împreună cu cei din Serbia, Polonia și Grecia au fost din nou umăr la umăr la datorie. Colegul nostru Marius Aizu a fost martor la aceste evenimente fără precedent. Marea problemă a pompierilor aici lângă Afgaria în momentul acesta este vântul și schimbarea direcției de vânt. Acum 20 de minute nu era niciunul dintre copaci aceștia cuprins de flăcări. Acum însă situația este cu totul alta. La nici 15 minute după ce pompierii au plecat din această zonă, incendiile, din păcate, au reapărut acolo și este posibil ca până mâine dimineață întreaga zonă să fie din nou cuprinsă de flăcări. Mâine dimineață, când pompierii se vor reîntoarce aici. Din Grecia, Evia, Marius Aizu și Nicolae Angel. După ce au văzut calvarul din Grecia, autoritățile din România au intrat în alertă, mai ales că în ultimele zile am avut parte de temperaturi din ce în ce mai ridicate. Deși nu suntem în pericol, incendiile forestiere se pot declanșa oricând. Mai multe detalii despre acest subiect are și colega noastră Cătălina Iordache, care ne și poate spune la ce soluție s-au gândit autoritățile. Ministrul Mediului a cerut autorităților locale din toată țara care sunt responsabile cu aceste situații de risc să fie pregătite pentru orice scenariu în cazul în care incendiile forestiere și de vegetație se răspândesc la noi în țară. Mai exact, reprezentanții RomSilva, dar și cei ai ocoalelor silvice private trebuie să intensifice controlele în această perioadă pentru a descoperi potențiale surse de foc. De asemenea, Ministerul Mediului a mai cerut autorităților locale să aibă echipamente și materiale necesare pentru orice situație de urgență. Toate aceste incendii nu doar că distrug pădurile, dar cantitatea ridicată de dioxid de carbon degajată reprezintă un real pericol pentru populație. Cu toate că România nu se află pe lista statelor cu risc ridicat de incendii de pădure și la noi în țară se răspândește acest fenomen, situația meteorologică din prezent, canicula și schimbările climatice au favorizat răspândirea acestui fenomen. Doar anul trecut au fost peste 600 de incendii de pădure în care au fost afectate mai bine de 500 de hectare de teren. Grav este că cele mai multe dintre aceste incendii, peste 480, s-au produs în urma incendierilor intenționate de pajiști. Un bărbat din Alba Iulia este căutat de polițiști după ce a înșelat o angajată dintr-o cafenea prin metoda șmenul cu 100 de lei. Cum și-a păcălit victima, aflăm chiar acum de la colega noastră, Andreea Stan. Bună dimineața, Andreea, te ascultăm. Bună dimineața! Întâmplarea a avut loc în cursul zilei de ieri, atunci când bărbatul a intrat în cafeneaua aflată nu departe de centrul orașului Alba Iulia. Acesta și-a comandat o băutură, a plasat o bagnotă de 100 de lei pe teșghea, iar mai apoi a băgat bagnota înapoi în buzunar și a solicitat restul. Bărbatul a profitat de lipsa de atenție a femeii și astfel a reușit să o păcălească și să își însușească o sumă de bani nemeritată. Reprezentanții cafenelei spun că bărbatul are semne distinctive pe față, asemănătoare cu acnea, ce pot fi ușor observate. Persoanele ce pot oferi informații despre bărbatul din imagine sunt rugate să se adreseze poliției prin apelarea numărului de urgență 112. Atât de aici. La revedere! Mulțumim! Întrebat dacă știe cât costă o pâine, premierul Florin Câțu a răspuns că nu mănâncă pâine, ca atare nici nu știe care este prețul acesteia. Întrebarea a venit la scurt timp după ce premierul afirmase că în România salariile sunt tot mai mari. Cât despre cei 1 milion de români care câștigă salariul minim pe economie, șeful executivului a declarat că programul de guvernare al coaliției de la putere a scăzut șomajul și a creat noi locuri de muncă.
Ce prețul la o franzelă, la un litru de ulei? Nu pot să mănânc, nu mănânc pâine, a fost în ceas să nu mănânc pâine. Spuneați că salariile celor 1% din populație au crescut, sunt peste 3.000 de euro. Asta e o știre pe care am văzut-o în presă. Ce facem cu un milion de români, mai bine de un milion, care câștigă salariul minim pe economie și poate doar pâineau pe masă? Cum se descurcă cu majorările? Prin acest program de guvernare, prin implementarea programului de guvernare, și prin aceste investiții am creat locuri de muncă. În fiecare lună vedeți că rata șomajului scade, ceea ce înseamnă că din ce în ce mai mulți oameni au locuri de muncă în România. Asta facem, creăm oportunități. Numărul noilor cazuri de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 crește cu rapiditate. Ieri, Centrul de Comunicare Strategică a raportat 312 cazuri noi, cele mai multe din ultimele 3 luni. Medicii îi avertizează pe cei nevaccinați că tulpina Delta, care acum face ravagii în vestul Europei, îi va afecta cel mai mult pe cei care nu s-au imunizat. Numărul de cazuri de COVID-19 a început din nou să crească. Au fost înregistrate 312 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Analiza efectuată de colegii noștri de la Institutul de Sănătate Publică pe ultimele două săptămâni din luna iulie arată că 81,5% din cazurile nou confirmate se înregistrează la persoane nevaccinate și 92,6% dintre decese de asemenea la persoanele nevaccinate. Mai mult, foarte multe dintre cazuri au fost înregistrate la persoane tinere și nevaccinate. Analiza pe grupe de vârstă arată o tendință de creștere în mod deosebit a persoanelor care sunt tinere, a celor din grupa de vârstă sub 40 de ani, mult mai accelerată comparativ cu grupa de vârstă mai mare de 40 de ani. Mesajul nostru este foarte clar și anume accelerarea și creșterea ritmului de vaccinare, pentru că în felul acesta putem evita decese, putem evita cazuri grave de îmbolnăvire. Situația este îngrijorătoare și atunci când vorbim de varianta Delta. Deja 19 români și-au pierdut viața din cauza infectării cu această variantă. În Timiș au fost depistate 10 persoane infectate cu SARS-CoV-2. Chiar dacă încă nu a fost făcută secvențierea, specialiștii spun că majoritatea sunt infectați cu tulpina Delta. Ne așteptăm la un val 4, să spunem așa, maxim să fie la intensitatea valului 2. Nu știm, în schimb, cât va dura. E posibil să fie mai lent, dar ca și durată mai lungă. Formele severe vor fi date de persoanele nevaccinate. Persoanele vaccinate vor face forme ușoare, maxim moderate. Pe de altă parte, ne așteptăm la o, să zicem așa, la un punct sensibil în zona rurală, acolo unde vaccinarea încă nu a ajuns să fie promovată suficient. Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 au fost înregistrate în București, 74. De la începutul pandemiei și până acum, peste un milion de români s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2, iar peste 34.000 și-au pierdut viața. Valul 4 al pandemiei pare iminent. La Iași, pacienții bolnavi de COVID-19 încep din nou să umple secțiile de terapie intensivă. Cea mai gravă situație este la Spitalul de Boli Infecțioase. Colega noastră Daria Diaconiuc știe care este situația din tot județul. Bună dimineața, Daria, te ascultăm. Bun găsit, da, ne aflăm chiar aici la Spitalul de Boli Infecțioase, aici unde unitatea de la ATI nu mai are niciun loc liber. Vorbim de 8 persoane care se află în stare foarte gravă, persoane nevaccinate și confirmate toate cu tulpina Delta. La nivelul spitalului, în momentul de față, sunt 38 de persoane, dintre care acelea 8 despre care vă spuneam la ATI. O femeie a avut nevoie de îngrijiri neapărat ieri și pentru că nu a mai fost loc aici la această unitate, a fost dusă la un alt spital suport COVID, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. O femeie de 55 de ani care a ajuns în stare gravă, a vrut să se trateze acasă spunând că îi este frică să ajungă la spital și iată că medicii atrag atenția asupra faptului că foarte multe persoane refuză, deși văd semnele clare ale bolii, să vină la spital. De aceea vorbim din nou de cât mai multe persoane care ajung la ATI. La nivelul județului Iași, conform buletinului de la DSP, în momentul de față vorbim doar de 7 locuri la terapie intensivă. Atât de aici. La revedere! Mulțumim, Daria! Cei care trec pragul centrului de vaccinare vor fi recompensați. Premierul Florin Câțu a declarat că românii care se vor imuniza vor avea dreptul la un voucher în valoare de 100 de lei. 100 de lei? Era, la un moment dat, și despre bolul de masă. Ei câteva pâini cu 100 de lei. Da.
Anterior, ministrul Sănătății, Ioana Mihăil, anunțase că cei care aleg să se imunizeze vor beneficia de bonuri de masă. Mai mult, cei vaccinați se vor putea înscrie la o loterie cu premii în bani. Bugetul total pentru cele două proiecte este de 50 de milioane de lei. În această perioadă cu temperaturi ridicate, mulți copii se îmbolnăvesc și au nevoie de spitalizare. Într-o singură zi, sute de cazuri au fost înregistrate într-un spital din capitală. Colega noastră, Amalia Chiriță, ne spune despre ce boală este vorba și cât este de gravă. Este vorba despre enterocolită, o afecțiune virală care afectează în principal copiii. La Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală, într-o singură zi, au fost înregistrate peste 400 de îmbolnăviri. Medicii spun că în fiecare an, în această perioadă de vacanțe, sunt mai multe cazuri de copii care se internează cu această afecțiune. Copiii sunt mult mai vulnerabili în fața bacteriilor și a virusurilor, mai ales dacă regulile de igienă strictă sunt neglijate. Medicii recomandă că atunci când părinții observă că cei mici au simptome specifice enterocolitei, cum ar fi febră sau vărsături, să nu stea pe gânduri și să meargă direct la spital. Cel mai important este ca în zilele cu temperaturi ridicate, cei mici să fie hidratați corespunzător și să fie evitate mâncărurile prăjite și dulciurile. Dacă sunteți în vacanță, asigurați-vă că mâncarea pe care o oferiți copiilor să fie pregătită în condiții stricte de igienă. Am multe să vorbim despre? Despre sport. Despre sport. Bună dimineața, Maria. Maria? Bună dimineața. Bună dimineața. Trebuie să fiu foarte scurtă pentru că am multe subiecte. S-au întâmplat multe. Da. Scurt pe doi. Scurt pe doi. CFR Cluj a fost eliminată din Champions League de Young Boys Berna, care a făcut, ce să spun, un meci spectaculos aseară. Și Messi a ajuns la Paris, a fost văzut purtat cu un tricou al echipei PSG, cu o mască, da, cei de la conducerea clubului au anunțat că la ora 12, ora României, va fi o conferință de presă, cel mai probabil unde va fi anunțată oficial venirea lui la PSG. Dar mai multe informații imediat după generic. Georgia, dorim să știm cum va fi vremea astăzi. Bună dimineața tuturor. Călduroasă, dar cu șanse de ploi de scurtă durată. Vorbesc acum despre capitală. Nu știu dacă ați văzut, aseară dintr-o dată s-a norat. Da, părea că vine. Era întuneric. Nu s-a întâmplat nimica. Nu, a plouat, sunt ploi scurte, averse. Da, păi, da. La fel o să fie și astăzi. Poate că astăzi vine în sfârșit ploaia. Da, o să vină. Tot așa de scurtă durată. Vă dau detalii imediat. Dar pentru început mergem în Europa, în nord, nord-est, centru, dar și în extremitatea de nord-vest va ploua pe alocuri. Ploile vor fi și sub formă de aversă, iar în timpul lor sunt posibile și vijelii. Și în restul continentului vor fi averse, însă doar izolat. Țara noastră acum, căldura va persista în aproape toate regiunile, iar în Oltenia local va fi caniculă la amiază. După amiaza și seara, să știți că se înmulțesc norii în extremitatea de nord și la munte și aduc cu ei averse, fenomene electrice, posibil chiar grindină și vijelii. Temperaturile se vor situa astăzi între 28 și 37 de grade. Mergem mai departe cu capitala. Ziua de astăzi se anunță călduroasă cu disconfort termic ridicat. După amiaza cresc șansele să apară ploi de scurtă durată și este posibil ca vântul să aibă unele intensificări. Temperatura astăzi o să ajungă până la 33, chiar 34 de grade. Iar mâine încep să scadă temperaturile pe timpul nopții, iar după amiaza și seara vor fi din nou condiții pentru averse, tunete și fulgere și vânt mai intens. Iar în timpul zilei, maxima va fi cu 2 grade mai puțin față de ziua de astăzi, în jur de 32 de grade vor fi mâine. Vineri, tot vreme călduroasă, din nou 32 de grade cu cer parțial noros. Mulțumim tare mult! Okay. Eu vă mulțumesc! Frumos. Dacă urmărești programele Prima, vei găsi cuvintele indici, înscrie două dintre ele diferite pe primatv.ro în secțiunea dedicată concursului și poți fi câștigător. Aici, în focus la Prima Oră, aflăm fiecare dimineață cine este cel care a luat premiul din ziua anterioară. Ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Pentru a avea cel mai bun conținut online, un influencer trebuie să respecte câteva reguli clare. Cum arată ghidul de bune practici din online? Vedem în scurt timp la Focus, la Prima Oră. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți Cronica Express a zilei.
2021, anul în care vor avea loc primele transplanturi de organe de la porc la om. Cercetătorii rămân deocamdată sceptici privind această soluție. Cu toate modificările genetice realizate până acum, organele de porc nu funcționează foarte mult, astfel că soluția este văzută mai degrabă ca una temporară, până la găsirea unui organ uman. 1,7 miliarde de dolari sunt cheltuite săptămânal pe jocurile video pentru device-uri mobile. Aceasta este statistica săptămânală pentru primul trimestru din 2021, cu 40% mai mult decât nivelul dinainte de pandemie, în condițiile în care și numărul de download-uri a fost mai mare cu 30%. Se așteaptă ca veniturile generate de jocurile mobile să ajungă de aproximativ 3 ori mai mari decât în cazul jocurilor de PC și console. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. Crimă șocantă în Gorj, un bărbat și-a omorât mama după ce aceasta a încercat să-l oprească, să nu dea foc gospodăriei unui vecin. Femeia a încercat în trecut să-și interneze băiatul la psihiatrie, fără succes însă. Incident grav într-un parc de distracții din Craiova. Doi copii au căzut dintr-un carusel după ce brațul acestuia s-a rupt. Administratorul parcului este acum anchetat de oamenii legii. Situație îngrijorătoare la Iași. Secția ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase nu mai are paturi libere din cauza numărului tot mai mare de noi cazuri COVID-19. Incendiile din Grecia sunt extrem de greu de stins. Din cauza temperaturilor ridicate și a rafalelor puternice de vânt, copacii ar mocnit. Pe insula Evia, 10.000 de hectare și sute de case au fost făcute scrum. Profesia de influencer încă nu are atribuții clar stabilite, dar când vine vorba despre conținut în mediul online, chiar și aceștia trebuie să respecte câteva reguli de bază. Pentru începător, soluția e una cât se poate de simplă, un ghid de bune practici în influencer marketing. Vedem mai multe detalii chiar acum la Trend IT alături de colega noastră Bianca Iordache. Bun găsit tuturor! În contextul unei piețe de influencer deja mature la nivel național, Asociația Industriei de Marketing și Publicitate Online din România a lansat primul cod de bune practici în influencer marketing. Cu obiectivul de a îmbunătăți credibilitatea, transparența și eficiența sectorului, ghidul ajută industria publicitară să înțeleagă provocările ce vin odată cu o campanie realizată în mediul online. Mai multe informații despre acest subiect ne oferă Costin Cocioabă. Bună dimineața! Bună dimineața! Costin, spune-mi, te rog, pe ce se bazează conținutul acestui cod de bune practici? Codul este un document de aproape 100 de pagini, care a venit pe filiera IAB de la colegilor din Spania. A fost cumva în prima parte tradus, apoi actualizat pentru ce se întâmplă în România. Și cumva prezintă chiar și celor care sunt în afara industriei ce se întâmplă în această industrie. Care este scopul acestui ghid? Scopul ghidului este de a profesionaliza cumva întreg mediul, de a oferi, de exemplu, cunoștințe necesare pentru a putea desfășura o campanie cu influencer, pentru a putea contacta, pentru a cunoaște legislația și, în principal, pentru a vorbi totuși întreaga piață despre aceleași lucruri. Ghidul nu este foarte complicat. Am spus că are 100 de pagini, însă este scris pe limba tuturor. Începe cu o prezentare a industriei, cu definițiile pe care aceste industrie le are. Continuă cu un capitol în care se vorbește despre măsurare și despre indicatorii care sunt, pe care trebuie să-i urmărim în timpul unei campanii cu influenceri. Urmează un capitol despre bune practici, cum faci un brief, cum faci o propunere, de exemplu, cum începe o campanie, cum faci o negociere. Iar ultimul capitol se referă la legislația în vigoare care se aplică campaniilor cu, sau și campaniilor cu influenceri. Spuneam despre indicatori. Aici avem, de exemplu, reach-ul real, pe care putem să-l măsurăm înainte de orice campanie, pentru a putea vedea ce impact are acea campanie, însă și engagement rate, prin care putem măsura cât de bun este un influencer în a disemina un mesaj către audiența lui și cât de receptivă este audiența lui la mesajul pe care îl spune, îl transmite. Care sunt în același timp cele mai dezbătute sau cele mai controversate subiecte în ceea ce privește piața de influenceri? Este o piață foarte largă de influenceri în România la ora actuală. Corect. Lumea se așteaptă de la acest cod
ca de la ceva care se impune, însă IAB România doar propune un set de reguli pe care influencerii, atât influencerii cât și brandurile sau agențiile să-și le însușească. Probabil cea mai dezbătută sau cele mai dezbătute probleme ale industriei sunt, de exemplu, nerespectarea marcării cu un hashtag precum ad sau publicitate a postărilor de tip advertorial. Costin, trebuie să readucem aminte faptul că influencerii se clasifică sub mai multe categorii, nu? Este și una dintre informații pe care spuneam că ar fi bine ca piața cumva să-și însușească în totalitatea ei, pentru că de multe ori spunem micro-influencer sau spunem influencer de top și efectiv habar nu avem la ce ne referim. Prin urmare, codul propune o asemenea clasificare care pleacă de la nano-influencer, cei cu sub 10.000 de followers, fie că vorbim de TikTok, Instagram, Facebook sau YouTube. Avem o zonă de micro care crește undeva până la 50.000 de urmăritori, o zonă de influencer medii care urcă până la 250.000, macro care ajung până la 1.000.000 și cei de top care sar de 1.000.000 de followers, pe care cumva piața îi denumește ca și talente. Spune-mi, te rog, dacă nano-influencerii au în același timp la fel de multe șanse ca cei de top, influencerii de top, pe care îi numeai mai devreme, să obțină mai multe campanii în online? Cred că au mai multe șanse ca cei de top. Adică sunt deja rețele în România care promovează micro-influencerii, deoarece, spre diferență de cei care au peste, de exemplu, 1.000.000 de urmăritori, comunitățile lor sunt mult mai efervescente, mult mai active, acestea putând fi, de exemplu, măsurate prin engagement rate, care în cazul unui influencer de top, de exemplu, nu depășește 1,5%, 2%, iar în cazul unui micro-influencer sare lejer de 4-5%. Tocmai pentru a dovedi cât de dominant este acest domeniu în anul 2021, în toamnă va fi lansat un program de certificare, nu? Un influencer marketing. Corect. Este o continuare destul de normală a acestui ghid de bune practici, în ideea în care, de exemplu, în urma acestui certificat, atât agențiile care lucrează cu influencer pentru branduri, cât și companiile, pot avea acces la o listă de persoane, de influencer, care pot fi cooptați în campaniile de marketing și comunicare ale brandurilor, despre care vom ști cu siguranță că au trecut cel puțin printr-un document și înțeleg foarte bine ce se întâmplă în piață. Mulțumesc, Costin. Mulțumesc, Bianca. Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând! Câți olteni încap într-un Logan? Nu este începutul unui bas, unui banc sau o întrebare retorică, așa cum corect ați putea crede și bas mi-era. Foarte adevărat. De această dată vorbim despre un șofer din Ținutul lui Neamărin, care a reușit performanța greu egalabilă de a înghesui în mașina sa mult mai mulți pasageri față de cât poate transporta un Logan în mod legal. Imaginile au fost surprinse de un alt șofer aflat în trafic și au fost postate pe o rețea socială, iar în scurt timp au devenit virale. Evident, comentariile amuzante nu s-au lăsat așteptate. Mai erau doi în portbagaj, a scris un internaut, iar altul a întrebat ce se întâmplă în cazul în care aveai 4 copii. Unul îl lași acasă? Nu, îl iei cu tine. Fie îl bagi la roata de rezervă, fie îl atârni la oglindă sau îl pui acolo, la lunetă. Evident că au fost și oameni care l-au acuzat pe șofer de inconștiență. Aceasta a fost prima oră de focus la prima oră. Ne revedem în câteva minute la 8 fix. Rămâneți alături de noi. Iată, totuși, la ea situația nu e deloc una relaxată, nici pe departe. 312 cazuri la nivel general. Doamnelor și domnilor, este ora 8, am revenit. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Crimă șocantă în Gorj, un bărbat și-a omorât mama după ce aceasta a încercat să-l oprească să nu dea foc gospodăriei unui vecin. Femeia a încercat în trecut să-și interneze băiatul la psihiatrie, fără succes însă. Incident grav într-un parc de distracții din Craiova. Doi copii au căzut dintr-un carusel după ce brațul acestuia s-a rupt. Administratorul parcului este acum anchetat de oamenii legii. Situație îngrijorătoare la Iași. Secția ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase nu mai are paturi libere din cauza numărului tot mai mare de noi cazuri COVID.
Incendiile din Grecia sunt extrem de greu de stins din cauza temperaturilor ridicate și a rafalelor puternice de vânt, copacii ard mohnit. Pe insula Evia, 10.000 de hectare și sute de case au fost făcute scrum. Conflict sângeros aseară în județul Botoșani. Un bărbat de 41 de ani din localitatea Trușești s-a ales cu mai multe tăieturi de cuțit pe braț și o hemoragie puternică după un conflict cu un tânăr de 19 ani. Loviturile au fost atât de violente încât i-au fost secționate două artere, pentru că bărbatul pierduse mult sânge. A fost solicitat un elicopter smurt care l-a transportat la un spital din Iași. În cauza a fost deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe, însă în funcție de numărul zilelor de spitalizare, procurorii pot schimba încadrarea juridică. Imagini dificil de privit au fost surprinse de camera de supraveghere în orașul Borșa din județul Maramureș. Trei persoane care traversau regulamentar pe trecerea de pietoni au fost lovite în plin de o mașină condusă de o femeie în vârstă de 54 de ani. Două dintre victime, o mamă și fiul acestea, au fost transportate la spitalul din localitate, iar cea de-a treia a suferit leziuni minore. Șoferița imprudentă obținuse recent permisul de conducere. Un bărbat din Gorj este acuzat că și-a omorât mama cu un topor. Abia întors din Germania și-a atacat mama pentru că a încercat să-l oprească să dea foc gospodăriei unui vecin. Nu este un incident izolat și vecinii au fost terorizați de bărbat, însă nu au avut ce-i face mama acestuia. A încercat de mai multe ori să-și interneze fiul într-un ospiciu, însă procedurile n-au fost la fel de rapide precum efectele bolii. Bărbatul în vârstă de 30 de ani din comuna Runcu, județul Gorj, este cel care și-a omorât mama în vârstă de 52 de ani cu mai multe lovituri de topor. Procurorul din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Gorj a dispus reținerea preventivă pentru 24 de ore a unei persoane suspecte cercetată pentru comiterea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie. Crima a fost descoperită de polițiștii care, inițial, au fost sunați să intervină pentru a liniști bărbatul care amenința că dă foc unui solar al unui localnic unde acesta crește șerpi. Cu doar două zile în urmă, acesta se întorsese din Germania, unde încercase să-și găsească de muncă. Zice că așa ar fi avut probleme din astea psihice și ce se întâmplă, consuma și alcool și nu știu cum să vă zic, a fost într-o familie săracă, e asta pe mine în cauză, muncea pe la oameni, pești pe colea ca să, mă rog. El era sub tratament? Cine? El? Băiatul? Nu cred că a fost sub tratament. El are un handicap de mic copil. Și nu trebuia să mai bea. Și dacă bea, când bea... Ia tu ce-am greu în spate. Este cunoscut cu probleme psihice și chiar familia a încercat să-l interneze. Și în fața avocatului său, bărbatul nu și-a recunoscut crima. Nu a recunoscut fapta pentru care a fost învinuit. În cursul zilei de astăzi o să meargă să fie supus unei expertize medicale. O să vedem mâine ce se întâmplă și care este rezultatul. Procurorii l-au reținut pe agresor pentru 24 de ore sub acuzația de omor deosebit de grav. Ulterior, îl vor supune unei expertize psihiatrice pentru a vedea dacă are discernământ. Intervenție de urgență după ce un autocar plin cu 40 de persoane a luat foc. Incidentul a avut loc lângă orașul Lehiugară din județul Călăraș. Intervenția pompierilor a dat traficul rutier peste cap pentru ore bune. În fericire, nimeni nu a fost rănit. Din primele informații, se pare că un scurt circuit la motorul autocarului a provocat incendiul. Sunt clipe care nu vor fi uitate de doi copii, o fetiță de 3 ani și un băiat de doar un an, după ce au căzut dintr-un carusel. Cei mici se aflau într-un parc de distracții din Craiova și brațul caruselului în care se aflau s-a rupt. Din fericire, au scăpat doar cu răni ușoare, însă au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. Acum, administratorul parcului i-a anchetat, iar părinții susțin că vor depune plângere penală împotriva acestuia. Bucata aceasta sudată. Exact bucata aceasta s-a desprins de pe undeva, cred. Iar figurina a căzut într-o parte. Incidentul a avut loc în Parcul Tineretului din Craiova. Cei doi părinți, ambii cadre medicale, au mers în parc împreună cu fetița lor de 3 ani și jumătate și băiețelul de un an. Era chiar ziua de naștere a fiului lor. Fetița a vrut să se dea în carusel împreună cu frățiorul cel mic. Părinții povestesc că inițial nu au fost de acord, însă exact în momentul în care îi explicau fetiței că băiețelul este prea mic și nu se poate da singur în carusel, în discuție ar fi intervenit administratorul. A spus că pentru siguranța copiilor, cel mai bine este să se dea și mama, pentru că oricum această figurină, această machetă poate suporta până la 200 de kilograme.
Undeva în parcul de distracție există un afiș pe care scrie că în mașinării nu au voie copiii mai mici de 3 ani, iar greutatea admisă e de 40 de kilograme. Nu le-am văzut. Nu cred că au fost atunci. Nu le-am văzut. Oricum, femeia a plătit 10 lei în plus și a urcat în carusel împreună cu copiii ei. Nu știa însă ce avea să urmeze. Inițial s-a auzit un zgomot, după care caruselul s-a dat într-o parte, a coborât și mi-am auzit soția și copiii plângând. Copiii au ajuns la spital cu ambulanța, după ce un martor al incidentului a sunat la 112. Cazul a fost preluat de polițiști, care deja i-au audiat pe mama copiilor și pe administratorul caruselului. Acesta din urmă a încercat să se apere și să arunce întreaga vină pe mamă. Administratorul a declarat faptul că acesta i-a adus la cunoștință femeii de 35 de ani faptul că echipamentul, macheta respectivă susține capacitatea de până la 40 de kilograme și că minorilor sub 3 ani le este interzis să urce în carosel. În același timp, mama a declarat că nu i-au fost aduse la cunoștință aceste aspecte. Între timp, autoritățile au început o anchetă pentru a verifica starea tehnică a caruselului. Părinții spun că vor depune plângere penală împotriva celor care administrează caruselul. Autoritățile se văd nevoite să apeleze la tot felul de soluții pentru a-i determina pe români să treacă pragul centrelor de vaccinare. Ce pot câștiga cei care se vor imuniza? Veți afla imediat la Focus, la prima oră. Am mers la Bălăceală și a ajuns să fie mușcat de un câine. Atenție, accesul cu animale e interzis pe plajă. Vorbim despre un copil. Colegul nostru Viorel Matei are detalii despre acest caz și ne spune în ce stare se află cu micuțul. S-a întâmplat în nordul stațiunii Mamaia. Copilul are 3 ani și era venit la mare împreună cu tatăl său, din județul Arad. A intrat în apă ca să facă o baie. La câțiva metri era și un alt domn de 53 de ani cu un cățel rasa Akita, același japonez pe care îl știm cu toții. Copilașul s-a apropiat de câine să se joace cu el, dar câinele era nervos în momentul acela. Când a pus mâna pe câine, animalul a sărit și l-a mușcat pe copil. A țipat, a urlat, tatăl său s-a repezit să-l scoată din ghearele animalului, s-a adunat lumea pe plajă, cineva a sunat la 112 și ISU Dobrogea a trimis imediat o ambulanță SMURT la fața locului. Copilul era plin de sânge, i-au toaletat rănile, l-au pansat, l-au dezinfectat și apoi l-au trimis la Spitalul Județean pentru un control medical amănunțit. În acest moment, proprietarul câinelui are deschis un dosar penal de către IPJ Constanța. Este o lege prin care proprietarii câinilor sunt obligați să aibă grijă de animalele lor, astfel încât să nu muște pe nimeni sau să nu rănească pe cineva, mai ales când sunt în spații publice. Mai mult decât atât, există o lege care amendează pe cei care își lasă câinii pe plajele din stațiunea Mamaia și nu doar. Urșii nu sunt blânzi, urșii nu au chef de joacă. O nouă filmare cu un urs aflat în apropierea unor turiști arată cât de mare este pericolul dacă încercăm să-i hrănim. Păcălit de atitudinea prietenoasă a animalului, bărbatul din imagine a vorbit blând ursului și l-a îndemnat să se apropie. Animalul sălbatic și-a schimbat brusc atitudinea, iar bărbatul speriat s-a refugiat în mașină. Hai, ursulică, hai, hai, băi, băi. Hai, băi, băi, hai, hai, băi, băi. Băi, flământule, hai aici, hai! Hai aici, hai! Băi, flământ, hai aici, hai! Hei! Hai aici, hai! Hai aici! Hai aici, hai! Da, n-are nimic de face. Și din păcate s-ar putea să nu fie de învățătură de minte pentru mulți, nici poate pentru el. Atunci când temperaturile sunt extrem de ridicate, când ploile lipsesc și vântul e puternic, lupta pompierilor este aproape în zadar. Este scenariul după care se desfășoară lupta cu incendiile pe insula Evia. Copacii ard mocnit, indiferent de strădania celor care încearcă să domolească focul. În doar câteva zile, zeci de mii de hectare și sute de case au fost făcute scrum și mii de locuitori și turiști au fost nevoiți să fugă din calea flăcărilor. Această priveliște apocaliptică a rămas pe insula Evia, a doua cea mai mare din Grecia. Pădurile au fost distruse, vântul suflă cu putere, iar flăcările prind și mai mare avânt. Colegii noștri aflați la fața locului au surprins un vârtej care s-a format în dreptul unor copaci făcuți scrum. De astfel de momente ne este frică cel mai tare pompierilor de aici din Evia, și anume vântul care bate foarte tare și formează acele rotocoale, după cum vedeți, sunt fix în jurul unui copac. Un copac care arde, iar de acolo pot duce mai departe tăciunii aceia aprinși care rămân în urma stingerii incendiilor. Furia naturii pare de neoprit. Pe aici au trecut elicopterele pompierilor în urmă cu
o oră, poate maximum două, și au reușit să stingă toată flacăra care exista în această vale. Este adevărat, sunt sute de copaci distruși, căzuți la pământ, dar măcar nu mai există un potențial de incendiu foarte mare. În ciuda faptului că sunt mulți copaci care fumegă în continuare, la rădăcinile cărora există flacără în momentul acesta. Odată ce elicopterele sau avioanele încărcate cu apă aruncă asupra unei zone, incendiu pe ansamblu în acea zonă se stinge, doar că rămân extrem de mulți copaci exact ca acesta care ard la rădăcină. Pompierii români au continuat pe insula Evia să lupte cu flăcările din infernul grecesc. Păsta, dacă nu-l stingeți așa, e posibil să se reaprindă? Da, e posibil să se reaprindă. Necontenit, pe apă, pe uscat, în aer, cu toate forțele și resursele, pompierii luptă cu focul puternic. Grecia este zilele acestea țara extremelor. O parte este mistuită de flăcări, iar cealaltă este lovită de grindină. Mai le vedeți, au fost filmate în orașul Cavala, aflat la 25 de kilometri distanță de insula Tasos. Ploaia cu grindină a durat doar 30 de minute, dar a făcut pagube semnificative, a spart geamurile mașinilor și a distrus grădinile. Sute de oameni au protestat la Atena, chiar în fața clădirii Parlamentului, față de modul defectuos în care autoritățile au gestionat criza provocată de incendii. Asta în timp ce grecii îi laudă pe pompierii români pentru organizarea și viteza cu care acționează pe insula Evia. Între timp, premierul elen Kyriakos Mitsotakis a anunțat că guvernul a aprobat un ajutor de 500 de milioane de euro pentru cei care au rămas fără case. Astrofii ολική. Αδιαφορία του κράτους τέλεια. Απουσία πυροσβεστικής εναερίων μέσων. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν ρίξανε σταγόνα νερό στη φωτιά. Μας αφήσανε να καούμε. Μας αφήσανε να καούμε σαν τα ποντίκια. Τρέχαμε πανικόβλητοι. Μας πανικοβάλανε αυτοί ακόμα περισσότερο. Με τα αυτοκίνητα της τροσιρήνες μέσα στο χωριό και να λένε «Εκενώστε». Να εκενώσουμε πού. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα και καήκαμε. Δίπλα στη θάλασσα καήκαμε. Κάει και η θάλασσα. Κάει και η θάλασσα, καήκαν οι πέτρες, ανοίξαν έτσι οι πέτρες. Oamenii sunt extrem de supărați și consideră că autoritățile nu i-au ajutat destul și i-au lăsat să se descurce singuri într-una din cele mai grele perioade ale Greciei. Acum, cu lacrimi în ochi, se uită la rămășițele a tot ce au strâns de o viață. Κράτος. Τελείωσε. Δεν βοηθηθήκαμε από πουθενά. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει πάρα πολλά χρόνια πριν. Premierul Greciei și-a cerut scuze cetățenilor pentru faptul că autoritățile nu au putut face mai mult. Η έκταση της καταστροφής, ειδικά στην Εύβοια και στην Αττική, μαυρίζει την καρδιά όλων μας. Και πρώτος εγώ ζητώ συγγνώμη για τις όποιες αδυναμίες υπήρξαν. Κατανοώ απόλυτα τον πόνο των συμπολιτών μας, που είδαν τα σπίτια της περιουσίας τους να καίγονται. Την αναστάτωση, όσο μετακινήθηκαν όπως από τον τόπο τους. Premierul a vorbit și despre încălzirea globală, care, după cum spun și experții, este de vină pentru toate calamitățile din ultimul timp. Acesta a spus și că ceea ce se întâmplă acum în lume nu e o scuză și că autoritățile au făcut tot ce e omenește posibil în lupta inegală cu natura. Incendiile s-au apropiat aseară de nordul insulei Evia. Flăcările amenințau să cuprindă un oraș cu peste 8.000 de locuitori. Pompierii din România, împreună cu cei din Serbia, Polonia și Grecia, au fost din nou umăr la umăr, la datorie. Colegul nostru, Marius Aizu, a fost martor la aceste evenimente fără precedent. Marea problemă a pompierilor aici, lângă Afgaria, în momentul acesta, este vântul și schimbarea direcției de vânt. Acum 20 de minute nu era niciunul dintre copacii aceștia cuprins de flăcări. Acum însă situația este cu totul alta.
La nici 15 minute după ce pompierii au plecat din această zonă, incendiile din păcate au reapărut acolo și este posibil ca până mâine dimineață întreaga zonă să fie din nou cuprinsă de flăcări. Mâine dimineață când pompierii se vor reîntoarce aici. Din Grecia, Evia, Marius Aizu și Nicolae Angel. Veste proastă pentru românii care au restanțe la plata facturilor de curent și gaze naturale. Cei care au beneficiat de amânarea plății pe perioada stării de alertă ar putea fi debranșați dacă nu-și plătesc datoriile acumulate. Asta prevede un proiect de lege adoptat de executiv. Colega noastră Cristina Filip are mai multe detalii despre acest subiect. Răuplatnicii n-ar fi însă debranșați imediat, ci vor avea o perioadă de 90 de zile în care să discute cu furnizorii o modalitate de plată a tuturor datoriilor. Dacă nu le vor plăti, vor fi debranșați, iar pentru rebranșare ar trebui să achite din nou acea taxă. Datele Ministerului Energiei arată că la începutul lunii iunie în țara noastră erau peste 20.000 de facturi restante la energie, la gaze naturale și peste 170.000 la energie electrică, iar datoria totală cumulată depășește 250 de milioane de lei. Mai mult, spune ministrul Energiei, există și nenumărați consumatori casnici care nu au fost afectați de pandemie, însă au profitat de această măsură de amânare a plății facturilor. O consecință ar fi îndatorarea a tot ceea ce înseamnă industria energiei din țara noastră și asta pentru că 90% din veniturile încasate din facturi sunt apoi reinvestite sau folosite pentru plata distribuitorilor sau a furnizorilor. Vă reamintesc faptul că pe 15 mai 2020 guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care plata facturilor la gaze naturale sau energie electrică putea fi amânată în cazul tuturor consumatorilor care au fost afectați din punct de vedere financiar de pandemia de COVID-19. România s-ar putea confrunta în curând cu o avalanșă de scumpiri cauzată de creșterea prețurilor la gaze naturale și energie electrică. Despre cum s-a ajuns în această situație, discutăm cu președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația! Bună dimineața, bine v-am găsit! Domnule Chiseliță, Ministrul Energiei dă asigurări că scumpirea energiei electrice și a gazului se va găsi doar parțial în facturi. Totuși, cum vom resimți noi, consumatorii casnici, această nouă măsură? O să știți că nu înțeleg ce înseamnă scumpire doar parțial. O să vă spun că de la începutul anului, respectiv de la din 31 decembrie, să spunem, și până în prezent, pe piața serviciului universal, prețurile au crescut cu 24%, iar în serviciul CAS, din serviciul non-concurent, în serviciul concurențial, discutăm de o creștere între 18 și 21%. Deci toate aceste elemente sunt deja certitudini. Pe măsură ce va trece timpul, ceea ce se întâmplă în momentul de față pe piață se va reflecta, astfel încât cu siguranță ne vom confrunta cu noi scumpiri la 1 ianuarie 2022, atât pe piața concurențială cât și pe piața serviciului universal. Mă rog, 20%, 24% înseamnă o creștere substanțială a facturii de energie electrică și cred că este îngrijorător și ar trebui să ne punem problema cum putem să reducem într-adevăr acest impact pe care vom avea în bugetul familial. Cumva toată lumea spera că această trecere de la piața reglementată la concurențială va reglementa această chestiune, va fi mai bine pentru facturi. Se pare că nu-i chiar așa. Oricum, Virgil Popescu spunea că el însuși a fost victima unei țepe. Furnizorii de electricitate au adăugat pentru luna ianuarie acestui an mai mulți kilowatt pentru a se autofinanța. Cum pot consumatorii să-și dea seama că sunt păcăliți? Da, ce pot face ei este să-și urmărească în permanență indexul care este înscris în factură cu indexul de pe contor și să sesizeze în cel mai scurt timp furnizorul și în situația în care nu se rezolvă problema sau se repetă problema să sesizeze Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor sau chiar ANR-ul. Dar, din păcate, această practică nu este o practică nouă, chiar dacă noi descoperim acum apa caldă, ea se produce în România de peste 10, 15, 20 de ani. Și, din păcate, se produce tocmai datorită faptului că instituțiile statului nu au făcut nimic în acest sens, nu au făcut verificări, nu au făcut controle, n-au sancționat cei care au avut astfel de derapaje.
Banca Națională a dat vina pe politica de mediu a Europei pentru scumpirea energiei. Ne puteți explica cum a determinat o astfel de măsură europeană creșterea prețului la energie? Știți că din punctul meu de vedere nu pot să susțin această afirmație. Cred că încă nu se vede scumpirea în energie determinată de politica europeană. Ceea ce se întâmplă în momentul de față, din punctul meu de vedere, se datorează în cea mai mare măsură unei conjuncturi care s-a creat anul acesta, anul trecut, conjunctură de piață, conjunctură unor jocuri care se produc atât pe piața internațională cât și pe piața națională, dar în viitor vom avea o altă scumpire sau alte scumpiri care vor fi determinate sigur de ceea ce înseamnă politicile Green Deal-ului la nivel european. Deocamdată cred că foarte puțin a afectat acest impact al politicii europene, scumpirile care le vedem în momentul de față. Pe de altă parte, BNR estimează și o creștere a ratei inflației, undeva era inițial 4,1 estimare, apoi se gândește BNR-ul la un 5,6. E o problemă această creștere și cum o să o resimțim noi? De asemenea, de la începutul anului, BNR în mod constant a revenit și a crescut rata inflației. Părerea mea că în continuare se va întâmpla treaba asta peste o lună sau două. O să vedem alte cifre pe care le va pronunța guvernatorul Băncii Naționale, tocmai datorită faptului că aceste creșteri sunt mult, mult peste ceea ce se putea estima la începutul anului sau chiar în urmă cu două luni, trei luni de zile. Și atunci faptul că abia de acum începe într-adevăr să se resimtă această scumpire în lanțul de producție, în lanțul de comercializare, în lanțul de desfacere a produselor, cred că din păcate în toamnă vom vedea o creștere a acestei rate, iar ceea ce se întâmplă prin această creștere adică a inflației... Adică mai mare de 5,6%? Eu sunt convins că se va întâmpla treaba asta și că nu peste mult timp vom vedea această corecție sau această nouă dată care se va stabili. Iar ceea ce înseamnă asta înseamnă că vom avea mai puțin bani reali în buzunar, vom putea cumpăra mult mai puțin cu banii pe care îi avem, cu banii pe care îi câștigăm. Se vor eroda puternic veniturile pe care le avem în momentul de față. Mulțumim tare mult, domnule Chiseliță. O grămadă de vești cu ghilimele de rigoare bune pentru viitor. E bine, din ce în ce mai mulți români sunt victimele hackerilor și se trezesc fără bani în conturi după ce au pus anunțuri pe site-uri de vânzări. Atacatorii le trimit pe WhatsApp link-uri prin care aceștia le accesează datele personale. Specialiștii ne sfătuiesc să nu intrăm pe site-uri care nu sunt de încredere. Un anunț pus pe un site de profil vă poate lăsa fără bani în cont. A pățit-o un utilizator care avea la vânzare un DVD player. Bună ziua, vă scriu despre un anunț. Mi-a plăcut și aș dori să o cumpăr, dar am câteva întrebări. Bună, te rog, cu ce te pot ajuta? Aproximativ de cât timp folosiți? Există defecte? Conversația a durat doar câteva minute, timp în care atacatorul s-a prefăcut interesat de acel produs, iar vânzătorul a fost atât de disponibil încât i-a dat toate datele pe care i le-a cerut, până când a rămas fără bani în cont. Mi-ați luat din cont 10 milioane. Voi merge la poliție acum. Copiați cel mai recent cod de la SMS. Returnează banii. Așa s-a încheiat conversația. De cele mai multe ori, atacatorii sunt străini și se folosesc de motoarele de traducere pentru a vorbi cu românii. Aceștia sunt contactați în afara platformei de această dată, de regulă pe WhatsApp, de către atacatori care pozează în clienți interesați despre acel anunț. Infractorii se folosesc de site-uri și firme de curierat cunoscute. Sunt și persoane extrem de atente cu datele pe care le furnizează și cu link-urile pe care le accesează. Ultima oară când am observat a fost acum circa 3 săptămâni în urmă. Și ce scrie acolo? Păi ori sunt... e un site intermediar pentru gaming și IT. Nu pui datele, de exemplu, pe un site anonim sau te duci de pe un site social și îți spune să-ți pui acolo toate datele de card. Automat ar trebui să fie din aplicație, nu din... Și nu este singura modalitate de fraudă. Telefonul mobil rămâne încă o țintă pentru răufăcătorii. În cazul în care primiți un apel scurt de pe un număr internațional pe care nu-l cunoașteți, dintr-o țară cu care nu aveți nicio legătură, sub nicio formă să nu sunați înapoi. Cel mai probabil este un număr cu suprataxă și veți fi bun de plată în momentul în care veți primi factura de la compania de telefonie mobilă. Mi s-a întâmplat, dar a durat apelul gen 3 secunde, dacă nu mă înșel, și mi-am dat seama automat dacă apărea o țară foarte exotică, că ceva nu este regulă acolo. Între alte strocherii online au fost trimise mail-uri semnate fraudulos de Poșta Română sau mesaje de phishing pe WhatsApp.
trebuie să fim atenți și să validăm informația primită înainte de a face click pe orice link-uri sau atașamente venite din surse necunoscute. Dacă ați furnizat cuiva datele de card, inclusiv acel cod de validare ale tranzacției, este foarte important să anunțați imediat banca pentru a bloca eventuale tranzacții. Specialiștii recomandă persoanelor care au picat în astfel de capcane să anunțe imediat poliția. Un bărbat din Alba Iulia este căutat de polițiști după ce a înșelat o angajată dintr-o cafenea prin metoda șmenul cu 100 de lei. Cum și-a păcălit victima, aflăm chiar acum de la colega noastră, Andreea Stan. Bună dimineața, Andreea. Bună dimineața, bine te-am regăsit, Andreea. Explică-ne. Bună dimineața! Întâmplarea a avut loc în cursul zilei de ieri, atunci când bărbatul a intrat în cafeneaua aflată nu departe de centrul orașului Alba Iulia. Acesta și-a comandat o băutură, a plasat o bancnotă de 100 de lei pe teșghea, iar mai apoi a băgat bancnota înapoi în buzunar și a solicitat restul. Bărbatul a profitat de lipsa de atenție a femeii și astfel a reușit să o păcălească și să își însușească o sumă de bani nemeritată. Reprezentanții cafenelei spun că bărbatul are semne distinctive pe față, mănătoare cu acnea, ce pot fi ușor observate. Persoanele ce pot oferi informații despre bărbatul din imagine sunt rugate să se adreseze poliției prin apelarea numărului de urgență 112. Atât de aici. La revedere! Mulțumim frumos, Andreea. Cei care trec pragul centrului de vaccinare vor fi recompensați. Premierul Florin Cîțu a declarat că românii care se vor imuniza vor avea dreptul la un voucher de 100 de lei? Apropo de metoda de mai devreme. Da. Anterior, ministrul Sănătății Ioana Mihăil anunțase că cei care aleg să se imunizeze vor beneficia de bonuri de masă. Mai mult, cei vaccinați vor putea înscrie la o loterie cu premii în bani. Bugetul total pentru cele două proiecte este de 50 de milioane de lei. Valul 4 al pandemiei pare iminent. La Iași, pacienții bolnavi de COVID-19 încep din nou să umple secțiile de terapie intensivă. Cea mai gravă situație este la Spitalul de Boli Infecțioase. Colega noastră, Daria Diaconu, știe care este situația din tot județul. Bună dimineața, Daria! Bună dimineața, Daria! Bun găsit! Într-adevăr, iată că vorbim de tot mai multe persoane care ajung la spital cu forme grave, persoane care nu au fost vaccinate și de aceea medicii fac apel la vaccinare în continuare și spun că atunci când apar primele boli, primele forme ale bolii, primele semne, mai corect spus, să vină la spital, să nu se trateze acasă, pentru că vorbim de o situație care s-a întâmplat ieri seara și a ajuns în stare foarte gravă la spital. Nu a mai fost locuri aici la terapie intensivă la Spitalul de Boli Infecțioase și a fost transferată la Spitalul de Neurochirurgie, un alt spital suport COVID. Din buletinul transmis de DSP, la nivelul județului Iași, mai sunt doar 7 locuri la terapie intensivă. S-au ocupat celelalte foarte mult. Atât de aici, la revedere! Și de la Daria trecem la Maria. De la Daria la Maria. Bună dimineața din nou, Maria. Bună dimineața, vă spun și eu. Și eu de la voi trec la CFR. Da, vorbim despre echipa noastră care... Da, aș fi vrut eu să plec, dar nu. Mie e un oraș foarte drag, dar să știi că CFR Cluj a fost eliminată din Champions League, din păcate. După ce cei de la Young Boys au avut un meci spectaculos, clujenii noștri au deschis scorul în minutul 4, dar cu toate astea, în minutul 22 au egalat elvețienii. Două minute mai târziu, cel de-al doilea gol și cam după 10-15 minute și cel de-al treilea gol, scorul final 3-1. Vă dau mai multe detalii imediat după generic. Mare sau munte? Munte. Munte. Mai schimbăm preferințele. Da, da. Tu pleci la munte, nu? Da. În weekend, da. În curând, în curând. După amiaza și seara se mai norează. Eu vă vorbesc doar despre ziua de astăzi, când apar averse, din nou descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Dar să știți că și la noi, în extremitatea de nord, și mâine în sud și sud-est, la fel sunt perioade cu ploi. Păi să vedem. Detalii. Da, vă dau detalii chiar acum. Căldura va persista astăzi în aproape toate regiunile, iar în Oltenia local va fi caniculă la amiază. După amiaza și seara se înmulțesc nori în extremitatea de nord și la munte și aduc cu ei averse, fenomene electrice, posibil chiar grindină și vijelii. Temperaturile se vor încadra astăzi între 28 și 37 de grade. Mâine, vremea va fi călduroasă în jumătatea de sud a țării, caniculară pe alocuri în Oltenia, unde și disconfortul termic, să știți că va fi accentuat, local în partea de sud, în sud-est, dar
și în Carpații meridionali și orientali vor fi averse și fenomene electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25-26 de grade în nordul Moldovei și mult mai cald, 36 de grade în Oltenia. Mergem mai departe cu capitala. Ziua de astăzi se anunță călduroasă și în București, cu disconfort termic ridicat. După amiaza cresc șansele să apară ploi de scurtă durată și este posibil ca vântul să aibă unele intensificări, iar temperatura astăzi o să ajungă până la 33, chiar 34 de grade. Mâine, să știți că încep să scadă temperaturile pe timpul nopții, iar după amiaza și seara vor fi condiții din nou pentru averse, tunete și fulgere și vânt intens. Iar în timpul zilei maxima va fi cu 2 grade mai puțin față de ziua de astăzi, 32. Vineri, tot vreme călduroasă, din nou 32 de grade cu cer parțial noros. Să vedem acum cum va fi și la munte. Se norează și acolo după amiaza și seara, când apar averse, descărcări electrice și local intensificări de scurtă durată ale vântului în Carpații Orientali. 22 de grade vor fi astăzi la Sinaia și la Păltiniș, 21 de grade la Predeal și ceva mai cald la Stâna de Vale, 23 de grade. Și eu vă mulțumesc, revin cu Marea ora viitoare. Da, te rugăm. Dacă urmărești programele Prima, vei găsi cuvintele indicii, înscrie două dintre ele diferite pe primatv.ro în secțiunea dedicată concursului și poți fi câștigător. Aici, în focus la Prima oră, aflim fiecare dimineață cine este cel care a luat premiul din ziua anterioară. Ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Sparanghelul este unul dintre alimentele minune care este consumat încă din antichitate. Care sunt beneficiile acestuia, aflăm în scurt timp la focus la Prima oră. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți cronica expresă a zilei. Anul în care vor avea loc primele transplanturi de organe de la porc la om. Cercetătorii rămân deocamdată sceptici privind această soluție. Cu toate modificările genetice realizate până acum, organele de porc nu funcționează foarte mult, astfel că soluția este văzută mai degrabă ca una temporară, până la găsirea unui organ uman. 1,7 miliarde de dolari sunt cheltuite săptămânal pe jocurile video pentru device-uri mobile. Aceasta este statistica săptămânală pentru primul trimestru din 2021, cu 40% mai mult decât nivelul dinainte de pandemie, în condițiile în care și numărul de download-uri a fost mai mare cu 30%. Se așteaptă ca veniturile generate de jocurile mobile să ajungă de aproximativ 3 ori mai mari decât în cazul jocurilor de PC și console. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. Crimă șocantă în Gorj, un bărbat și-a omorât mama după ce aceasta a încercat să-l oprească să nu dea foc gospodăriei unui vecin. Femeia a încercat în trecut să-și interneze băiatul la psihiatrie, fără succes însă. Incident grav într-un parc de distracții din Craiova. Doi copii au căzut dintr-un carusel după ce brațul acestuia s-a rupt. Administratorul parcului este acum anchetat de oamenii legii. Situație îngrijorătoare la Iași, secția ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase nu mai are paturi libere din cauza numărului tot mai mare de noi cazuri COVID. Și incendiile din Grecia sunt extrem de greu de stins. Din cauza temperaturilor ridicate și a rafalelor puternice de vânt, copacii ar mocnit. Pe insula Evia, zeci de mii de hectare și sute de case au fost făcute scrum. Sparanghelul, sau mâncarea regelui, așa cum mai este cunoscut, are numeroase beneficii asupra corpului. Urmează Sănătate cu Stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră, Luciana Indre. Bună dimineața! Apreciat încă din antichitate pentru proprietățile sale afrodisiace, sparanghelul este considerat și astăzi o delicatesă. Acesta are un aport nutrițional valoros și de-a lungul timpului s-a demonstrat că detoxifiază organismul, are proprietăți anti-îmbătrânire și previne formarea celulelor canceroase. Nu degeaba, sparanghelul mai este cunoscut și sub titulatura de hrana regilor.
Deși a început să fie cultivat cu aproape 3000 de ani înaintea erei noastre, sparanghelul a fost până recent o legumă aproape necunoscută la noi. Când regele Ludovic al XIV-lea a cerut să fie construite solarii speciale pentru a se bucura de sparanghel pe tot timpul anului, a primit și denumirea de hrana regilor, dar abia în ultimii ani a apărut prin supermarketuri și a început să fie prezentat drept o delicatesă de mari bucătari. Așa i-am dat și noi de gust, dar puțin știu ce alte calități mai are. Sparanghelul este bogat în vitamina K și ajută la dezvoltarea și creșterea densității osoase, prevenind astfel osteoporoza și osteoartrita. De asemenea, vitamina K este esențială pentru sinteza osteocalcinului, proteina structurală din oase cu rol de preluare și depunere a calciului exact acolo unde este nevoie. Datorită naturii sale alcaline, este de mare ajutor în curățarea țesuturilor și a mușchilor de reziduri, fiind recomandat pacienților cu gută. O altă substanță din sparanghel numită inulină este extrem de benefică în dezvoltarea bacteriilor considerate prietenoase pentru organism, făcând astfel digestia un proces mult mai ușor. Tot sparanghelul poate ușura simptomele mahmurelii prin acțiunea protectoare a aminoacizilor și mineralelor asupra celulelor hepatice. Asparagina, un alt compus din sparanghel, are efect diuretic, deci ne ajută să eliminăm toate toxinele și sarea în exces din organism, crește rezistența la oboseală și asigură funcționarea normală a ficatului. Acidul folic și folații sunt extrem de indicați în regimul alimentar al viitoarelor mămici, deoarece carența în aceste substanțe crește semnificativ riscul unei afecțiuni congenitale a coloanei vertebrale a fătului și de anencefalie, malformație caracterizată prin absența cerebelului și a encefalului. Totodată, sparanghelul ajută la controlarea zahărului din sânge datorită profilului de mineral conținut. Menține nivelul optim de homocisteină pentru sănătatea cardiacă, fiind bogat în acid folic și folați. O porție de sparanghel suplinește 66% din doza zilnică recomandată și astfel se previne numărul de atacuri de cord. Sparanghelul este perfect în diete și poate fi consumat ca garnitură lângă carne, fără riscuri. Atenție însă! Ca să-și păstreze calitățile nutritive, gătiți-l fie pe grătar, fie fiert la abur, deoarece ce introdus în apă își pierde o mare parte dintre bogățiile care îi dau renumele. São Paulo are o nouă atracție pentru iubitorii de adrenalină. Dacă ajungeți în Brazilia, puteți să vă bucurați de o priveliște uimitoare. Acum pornim. Cea mai înaltă clădire din oraș are acum o terasă de sticlă, de unde cei care nu se tem de înălțimi pot vedea tot orașul. Câțiva norocoși au avut deja șansa de a vizita terasa și de a admira unul dintre cele mai mari orașe din lume de la 170 de metri înălțime. Eu achei que não ia ter medo, mas quando eu pisei assim, me deu um medinho, mas eu olhei a cidade, né, essa vista bonita, o dia tá bonito também apesar do frio. Daí eu achei lindo, adorei, era uma coisa que faltava mesmo em São Paulo. Terasa clădirii e locul perfect și pentru turiștii care vor să vadă atracțiile locale de la înălțime. E a gente sabe que daqui a gente consegue ver a cidade inteira. Para quem visita São Paulo, o Sampa Sky acaba sendo um ponto fundamental para você entender aonde você tá, porque você consegue se localizar e ver os principais pontos turísticos da cidade. Terasa a fost inspirată de un local asemănător din Chicago și care are numai puțin de 103 etaje. Aceasta a fost a doua oră de făcut la prima oră. Ne revedem în câteva minute la nouă fix. Rămâneți alături de noi. Ai văzut, există deja un buget pentru cei care și-au pierdut casele, măcar din partea autorităților, din soluții. Sunt curios ce să vorbim cu Marius despre ce facem acolo imediat. Oricum, da. Am revenit, doamnelor și domnilor, este ora 9. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. Situație îngrijorătoare la Iași. Secția ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase nu mai are paturi libere din cauza numărului tot mai mare de noi cazuri COVID. Incident grav într-un parc de distracții din Craiova. Doi copii au căzut dintr-un carusel după ce brațul acestuia s-a rupt. Administratorul parcului este acum anchetat de oamenii legii.
Crimă șocantă în Gorj. Un bărbat și-a omorât mama după ce aceasta a încercat să-l oprească să nu dea foc gospodăriei unui vecin. Femeia a încercat în trecut să-și interneze băiatul la psihiatrie, fără succes însă. Și incendiile din Grecia sunt extrem de greu de stins din cauza temperaturilor ridicate și a rafalelor puternice de vânt. Copacii ard mocnit. Pe insula Evia, 10.000 de hectare și sute de case au fost făcute scrum. Atunci când temperaturile sunt extrem de ridicate, când ploile lipsesc și vântul este puternic, lupta pompierilor este aproape în zadar. Este scenariul după care se desfășoară lupta cu incendiile de pe insula Evia. Copacii ard mocnit, indiferent de strădania celor care încearcă să domolească focul. În doar câteva zile, 10.000 de hectare și sute de case au fost făcute scrum și mii de locuitori și turiști au fost nevoiți să fugă din calea flăcărilor. Această priveliște apocaliptică a rămas pe insula Evia, a doua cea mai mare din Grecia. Pădurile au fost distruse, vântul suflă cu putere, iar flăcările prind și mai mare avânt. Colegii noștri aflați la fața locului au surprins un vârtej care s-a format în dreptul unor copaci făcuți scrum. De astfel de momente ne este frică cel mai tare pompierilor de aici din Evia, și anume vântul care bate foarte tare și formează acele rotocoale, după cum vedeți, sunt fix în jurul unui copac. Un copac care ars și e drept, iar de acolo pot duce mai departe tăciunii aceia aprinși care rămân în urma stingerii incendiilor. Furia naturii pare de neoprit. Pe aici au trecut elicopterele pompierilor în urmă cu o oră, poate maximum două, și au reușit să stingă toată flacăra care exista în această vale. Este adevărat, sunt sute de copaci distruși, căzuți la pământ, dar măcar nu mai există un potențial de incendiu foarte mare. În ciuda faptului că sunt mulți copaci care fumegă în continuare, la rădăcinile cărora există flacără în momentul acesta. Odată ce elicopterele sau avioanele încărcate cu apă aruncă asupra unei zone, incendiu pe ansamblu în acea zonă se stinge, doar că rămân extrem de mulți copaci exact ca acesta care ard la rădăcină. Pompierii români au continuat pe insula Evia să lupte cu flăcările din infernul grecesc. Păsta, dacă nu stingeți așa, e posibil să se reaprindă? Da. E posibil să reaprindă. Necontenit, pe apă, pe uscat, în aer, cu toate forțele și resursele, pompierii luptă cu focul puternic. Chiar acum, în legătură directă cu noi, este colegul nostru Marius Aizu. Bună dimineața, Marius! Bună dimineața, Marius! Care este situația acum? Bună dimineața, Irina, bună dimineața, Daniel. Noi ne aflăm la marginea localității Avgaria. Aici am fost și aseară. Din păcate, situația nu este una fericită, pentru că pădurea de aici, din apropiere, a ars noaptea trecută, iar în momentul acesta sunt copaci care ard la rădăcini, ale căror rădăcini ard în continuare, iar pomii întregi, vegetația de aici arde mocnit. Asta înseamnă că un potențial incendiu poate să se declanșeze în continuare. De ce? Pentru că pompierii de aici, din zonă, de pe dealurile acestea, au trasat cei drept pe jos această dâră, limbă de pământ, ca să separe cumva pădurea în două, ca să diminueze astfel puterea de propagare a incendiului. Au reușit într-o oarecare măsură, însă nu în totalitate, pentru că, din păcate, dumneavoastră nu puteți auzi foarte bine, dar acolo, jos în vale, copacii trosnesc. Acesta este semnul că este cu mult peste 38, poate chiar 40 de grade, pentru că acești copaci degajă acum o căldură infernală. Iar pompieri sunt peste 250, poate 300 de pompieri doar în zona aceasta dislocați. Sunt pompieri din Serbia, sunt pompieri din Polonia și sunt pompieri, bineînțeles, de aici, din Grecia. Ei caută să oprească această înaintare a incendiului către localitatea Avgaria. Nu este o localitate foarte mare, sunt 800 sau poate 900 de locuitori, dar este cumva ultima redută până la orașul Isieia, un oraș care are 8.000 de locuitori în momentul acesta. Marius, am văzut în imagini că fiecare pompier merge la baza fiecărui copac pentru a verifica dacă mai arde sau nu mocnit. Asta înseamnă că e o muncă titanică, aproape de Sisif. Este munca pe care o au în mare măsură pompierii români. Ei trebuie să meargă în urma incendiului după ce este stins incendiul în acea zonă, dar rămân în continuare focare la rădăcinile copacilor. Acelea trebuie stinse, pentru că acolo se formează tăciuni, iar tăciunii aceia, cum ați văzut și materialul de mai devreme, am apucat să-l aud eu în casă, tăciunii aceia sunt purtați de vânt
și duci către alte zone cu potențial incendiu, adică mă refer la vegetație uscată care se poate aprinde foarte repede. Marius, dar în acest moment locuitorii din zona afectată de incendii sunt acolo, au fost deja evacuați cu toții? Care e situația? Mare parte dintre locuitorii, cel puțin de aici, din Afgaria, au părăsit locuințele, însă foarte mulți dintre ei însă s-au oferit voluntari să vină să ajute să stingă incendiile de aici, de la marginea localității. Ieri chiar am surprins la un moment dat un buldozer dărâma efectiv 4 rânduri de măsini. Proprietarul acestora, cu lacrimi în ochi, îi spunea distruge ca să nu mai treacă focul și pe acolo. Au distrus acei măsini după care au pus mâna pe furtun cu apă și au început să ude toată vegetația, ca în cazul în care flăcările ar fi ajuns până la acei copaci, copacii să fie uzi și să nu se propage mai departe incendiul. Este o situație disperată nu doar pentru cei de aici, din Afgaria sau de lângă, din Isieea. Este o situație disperată pentru toți locuitorii din nordul insulei, pentru că n-au mai avut așa ceva până acum, pentru că arată insula ca într-un film de groază. Dacă te-ai plimba cumva printre copaci, avea senzația la un moment dat că trecează un zombie de după. Atât de sinistră este imaginea în locurile în care pădurile au fost distruse. Mulțumim frumos, Marius, pentru informații. Ai grijă extrem de tine. Extrem de multă solidaritate acolo, așa cum spune și el. Localnicii lucru, da. S-au implicat. Da, asta e un lucru bun. De altfel, Grecia este zilele acestea țara extremelor. O parte este mistuită de flăcări, iar cealaltă este lovită de grindină. Aceste imagini pe care le vedeți sunt filmate în orașul Kavala, aflat la 25 de kilometri de insula Tasos. Ploaia cu grindină a durat doar 30 de minute, dar a făcut pagube semnificative, a spart geamurile mașinilor și a distrus grădinile. Sute de oameni au protestat la Atena, chiar în fața clădirii Parlamentului, față de modul defectuos în care autoritățile au gestionat criza provocată de incendii. Asta în timp ce grecii laudă pe pompierii români pentru organizarea și viteza cu care acționează pe insula Evia. Între timp, premierul elen Kyriakos Mitsotakis a anunțat că guvernul a aprobat un ajutor de 500 de milioane de euro pentru cei care au rămas fără case. Astrofi olici, αδιαφορία του κράτους τέλεια, απουσία πυροσβεστικής, εναερίων μέσων. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δεν ρίξανε σταγόνα νερό στη φωτιά. Μας αφήσανε να καούμε. Μας αφήσανε να καούμε σαν τα ποντίκια. Τρέχαμε πανικόβλητοι. Μας πανικοβάλανε αυτοί ακόμα περισσότερο με τα αυτοκίνητα της τροχυρίνες μέσα στο χωριό και να λένε εκενώστε. Να εκενώσουμε πού. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα και καήκαμε. Δίπλα στη θάλασσα καήκαμε. Κάει και η θάλασσα. Κάει και η θάλασσα, κάηκαν οι πέτρες, ανοίξαν έτσι οι πέτρες. We are protesting against the government that has let all the country burn. Because they put office before people. We are protesting because they give millions for warplanes and pay for the police and not for the fire brigade. Oamenii sunt extrem de supărați și consideră că autoritățile nu i-au ajutat destul și i-au lăsat să se descurce singuri într-una din cele mai grele perioade ale Greciei. Acum, cu lacrimi în ochi, se uită la rămășițele a tot ce au strâns de o viață. Για μένα δεν υπάρχει κράτος. Τελείωσε. Δεν βοηθηθήκαμε από πουθενά. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει πάρα πολλά χρόνια πριν. Premierul Greciei și-a cerut scuze cetățenilor pentru faptul că autoritățile nu au putut face mai mult. Η έκταση της καταστροφής, ειδικά στην Εύβοια και στην Αττική, μαυρίζει την καρδιά όλων μας. Και πρώτος εγώ ζητώ συγγνώμη για τις όποιες αδυναμίες υπήρξαν. Κατανοώ απόλυτα τον πόνο των συμπολιτών μας, που είδαν τα σπίτια της περιουσίας τους να καίγονται. Την αναστάτωση όσων μετακινήθηκαν όπως όπως από τον τόπο τους. Premierul a vorbit și despre încălzirea globală, care, după cum spun și experții, este de vină pentru toate calamitățile din ultimul timp. Acesta a spus și că ceea ce se întâmplă acum în lume nu e o scuză și că autoritățile au făcut tot ce e omenește posibil în lupta inegală cu natura. Cel puțin 42 de oameni și-au pierdut viața în incendiile care devastează nordul Algeriei, în special zona Kabilia. Au
Autoritățile se tem că sursa incendiilor este de origine criminală și au fost amplificate de caniculă. Și Italia cunoaște temperaturi record pentru această perioadă anului. În Sicilia s-au înregistrat ieri 47 de grade Celsius. Un incendiu puternic a izbucnit într-un parc național din sudul țării. Și în Statele Unite ale Americii, cel mai mare incendiu din istoria Californiei continuă să mistuie pădurile dense din nordul statului. Flăcările ard de mai bine de o lună și au distrus deja sute de case. După ce au văzut calvarul din Grecia, autoritățile din România au intrat în alertă, mai ales că în ultimele zile am avut parte de temperaturi foarte ridicate. Deși nu suntem în pericol, incendiile forestiere se pot declanșa oricând. Mai multe detalii despre acest subiect are și colega noastră Cătălina Iordache, care ne poate explica la ce soluție s-au gândit autoritățile. Ministrul Mediului a cerut autorităților locale din toată țara care sunt responsabile cu aceste situații de risc să fie pregătite pentru orice scenariu în cazul în care incendiile forestiere și de vegetație se răspândesc la noi în țară. Mai exact, reprezentanții RomSilva, dar și cei ai ocoalelor silvice private, trebuie să intensifice controlele în această perioadă pentru a descoperi potențiale surse de foc. De asemenea, Ministerul Mediului a mai cerut autorităților locale să aibă echipamente și materiale necesare pentru orice situație de urgență. Toate aceste incendii nu doar că distrug pădurile, dar cantitatea ridicată de dioxid de carbon degajată reprezintă un real pericol pentru populație. Cu toate că România nu se află pe lista statelor cu risc ridicat de incendii de pădure și la noi în țară se răspândește acest fenomen, situația meteorologică din prezent, canicula și schimbările climatice au favorizat răspândirea acestui fenomen. Doar anul trecut au fost peste 600 de incendii de pădure în care au fost afectate mai bine de 500 de hectare de teren. Grav este că cele mai multe dintre aceste incendii, peste 480, s-au produs în urma incendierilor intenționate de pajiști. Un bărbat din Gorj este acuzat că și-a omorât mama cu un topor. Abia întors din Germania și-a atacat mama pentru că a încercat să-l oprească să dea foc gospodăriei unui vecin. Nu este un incident izolat și vecinii au fost terorizați de bărbat, însă nu au avut ce-i face. Mama acestuia a încercat de mai multe ori să-și interneze fiul într-un ospiciu, însă procedurile n-au fost la fel de rapide precum efectele bolii. Bărbatul în vârstă de 30 de ani din comuna Runcu, județul Gorj, este cel care și-a omorât mama în vârstă de 52 de ani cu mai multe lovituri de topor. Procurorul din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reținerea preventivă pentru 24 de ore a unei persoane suspecte cercetată pentru comiterea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie. Crima a fost descoperită de polițiștii care, inițial, au fost sunați să intervină pentru a liniști bărbatul care a amenința că dă foc unui solar al unui localnic, unde acesta crește șerpi. Cu doar două zile în urmă, acesta se întorsese din Germania, unde încercase să-și găsească de muncă. Zice că așa ar fi avut probleme din aștia psihice și ce se întâmplă, consuma și alcool și nu știu cum să vă zic, a fost într-o familie săracă, e asta pe mine în cauză, muncea pe la oameni, pe și pe colea, ca să mă rog. El era sub tratament? Cine? El? Băiatul? Nu cred că a fost sub tratament. El are un handicap de mic copil și nu trebuia să mai bea. Și dacă bea, când bea... Ia ducea greu în spate. Este cunoscut cu probleme psihice și chiar familia a încercat să-l interneze. Și în fața avocatului său, bărbatul nu și-a recunoscut crima. Nu a recunoscut fapta pentru care a fost învinuit. În cursul zilei de astăzi o să meargă să fie supus unei expertize medicale, o să vedem mâine ce se întâmplă și care este rezultatul. Procurorii l-au reținut pe agresor pentru 24 de ore sub acuzația de omor deosebit de grav. Ulterior, îl vor supune unei expertize psihiatrice pentru a vedea dacă are discernământ. Conflict sângeros aseară în județul Botoșani. Un bărbat de 41 de ani din localitatea Trușești s-a ales cu mai multe tăieturi de cuțit pe braț și o hemoragie puternică după un conflict cu un tânăr de 19 ani. Loviturile au fost atât de violente încât i-au fost secționate două artere. Pentru că bărbatul pierduse mult sânge, a fost solicitat un elicopter smurt care l-a transportat la un spital din Iași. În cauza a fost deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe, însă în funcție de numărul zilelor de spitalizare, procurorii pot schimba încadrarea juridică.
Imagini dificil de privit au fost surprinse de o cameră de supraveghere în orașul Borșa din județul Maramureș. Trei persoane care traversau regulamentar pe trecerea de pietoni au fost lovite în plin de o mașină condusă de o femeie în vârstă de 54 de ani. Două dintre victime, o mamă și fiul acesteia, au fost transportate la spitalul din localitate, iar cea de-a treia a suferit leziuni minore. Șoferița imprudent obținuse recent permisul de conducere. Intervenție de urgență după ce un autocar plin cu 40 de persoane a luat foc. Incidentul a avut loc lângă orașul Ehliu Gară din județul Călăraș. Intervenția pompierilor a dat traficul rutier peste cap pentru ore bune. În fericire, nimeni nu a fost rănit. Din primele informații, se pare că un scurt circuit la motorul autocarului ar fi provocat incendiul. Sunt clipe care nu vor fi uitate de doi copii, o fetiță de 3 ani și un băiat de doar un an, după ce au căzut dintr-un carusel. Cei mici se aflau într-un parc de distracții din Craiova și brațul caruselului în care se aflau s-a rupt. Din fericire au scăpat doar cu răni ușoare, însă au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. Acum administratorul parcului este anchetat, iar părinții susțin că vor depune plângere penală împotriva acestuia. Bucata aceasta sudată, exact bucata aceasta s-a desprins de pe undeva, cred. Iar figurina a căzut într-o parte. Incidentul a avut loc în Parcul Tineretului din Craiova. Cei doi părinți, ambii cadre medicale, au mers în parc împreună cu fetița lor de 3 ani și jumătate și băiețelul de un an. Era chiar ziua de naștere a fiului lor. Fetița a vrut să se dea în carusel împreună cu frățiorul cel mic. Părinții povestesc că inițial nu au fost de acord, însă exact în momentul în care îi explicau fetiței că băiețelul este prea mic și nu se poate da singur în carusel, în discuție ar fi intervenit administratorul. A spus că pentru siguranța copiilor, cel mai bine este să se dea și mama, pentru că oricum această figurină, această machetă poate suporta până la 200 de kilograme. Undeva în parcul de distracție există un afiș pe care scrie că în mașinării nu au voie copiii mai mici de 3 ani, iar greutatea admisă e de 40 de kilograme. Nu le-am văzut. Nu cred că au fost atunci. Nu le-am văzut. Oricum, femeia a plătit 10 lei în plus și a urcat în carusel împreună cu copiii ei. Nu știa însă ce avea să urmeze. Inițial s-a auzit un zgomot, după care caruselul s-a dat într-o parte, a coborât și mi-am auzit soția și copiii plângând. Copiii au ajuns la spital cu ambulanța, după ce un martor al incidentului a sunat la 112. Cazul a fost preluat de polițiști, care deja i-au audiat pe mama copiilor și pe administratorul caruselului. Acesta din urmă a încercat să se apere și să arunce întreaga vină pe mamă. Administratorul a declarat faptul că acesta i-a adus la cunoștință femeii de 35 de ani faptul că echipamentul, macheta respectivă, susține capacitatea de până la 40 de kilograme și că minorilor sub 3 ani le este interzis să urce în carosel. În același timp, mama a declarat că nu i-au fost aduse la cunoștință aceste aspecte. Între timp, autoritățile au început o anchetă pentru a verifica starea tehnică a caruselului. Părinții spun că vor depune plângere penală împotriva celor care administrează caruselul. Ce a răspuns premierul Florin Câțu când a fost întrebat cât costă o pâine și... Care sunt efectele declarației șefului guvernului? Aflăm imediat la Focus la prima oră de la colegul nostru Sebastian Zahman. Valul 4 al pandemiei pare iminent la Iași. Pacienții bolnavi de COVID-19 încep din nou să umple secțiile de terapie intensivă. Cea mai gravă situație este la Spitalul de Boli Infecțioase. Colega noastră Daria Diocuniuc știe care este situația din tot județul. Bun găsit! Ne aflăm în situația în care vedem că valul 4 deja începe să umple secțiile de terapie intensivă din Iași. Cel puțin la Spitalul de Boli Infecțioase, aici unde ne aflăm și noi, sunt 38 de pacienți confirmați pozitiv. Dintre aceștia, 8 sunt cu forme grave și se află la terapie intensivă. Și astfel, unitatea practic nu mai are niciun loc liber la ATI. Și la celelalte spitale din Iași, situația nu este tocmai bună, pentru că, conform buletinului transmis de DSP Iași, la nivelul județului, pentru toate spitalele suport COVID, mai sunt doar 7 locuri la ATI. Un caz foarte grav a fost ajuns la unitatea de primire urgență a Spitalului Sfântul Spiridon, a fost evaluat acolo, s-a făcut testul PCR, a ieșit pozitiv, iar o femeie de 55 de ani, care inițial a preferat de frică să nu ajungă
la spital, a preferat să se trateze acasă. Acum este internată la Spitalul de Neurochirurgie, unul dintre spitalele suport COVID din Iași, cel care, practic, mai are doar două locuri libere la ATI. Revin cu mesajul transmis de medici că toți acești pacienți sunt nevaccinați, formele sunt tot mai grave și practic putem să vorbim de un nou val de îmbolnăviri în această perioadă. Atât de aici, la revedere! Cât costă o franzelă? Nu vă faceți griji dacă nu aveți idee, nici premierul României nu pare că știe. Întrebat despre acest lucru, premierul Florin Câțu a răspuns că nu mănâncă pâine. Ca atare, nici nu știe care este prețul acesteia. Întrebarea a venit la scurt timp după ce premierul afirmase că în România salariile sunt tot mai mari. Cât despre cei 1 milion de români care câștigă salariul minim pe economie, șeful executivului a declarat că programul de guvernare al coaliției de la putere a scăzut șomajul și a creat noi locuri de muncă. Ce este prețul la o franzelă, la un litru de ulei? Nu pot să mănânc, nu mănânc pâine, am fost în ceasă, nu mănânc pâine. Spuneați că salariile celor 1% din populație au crescut, sunt peste 3.000 de euro. Asta e o știre pe care am văzut-o în presă. Ce facem? 1 milion de români, mai bine de 1 milion, care câștigă salariul minim pe economie și poate doar pâine au pe masă. Cum se descurcă cu majorările? Prin acest program de guvernare, prin implementarea programului de guvernare, și prin aceste investiții am creat locuri de muncă. În fiecare lună vedeți că rata șomajului scade, ceea ce înseamnă că din ce în ce mai mulți oameni au locuri de muncă în România. Asta facem, creăm oportunități. Colegul nostru Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic, este acum alături de noi în legătură telefonică. Bună dimineața! Bună dimineața, Sebastian! L-ai auzit pe premier, nu mănâncă pâine, deci nu știe efectiv cât costă una. E aroganță sau crezi că e o gafă? Pare că modelul politic al domnului Câțu este nici mai mult, nici mai puțin decât regina Franței Maria Antoaneta, care înainte de Revoluția franceză le spunea francezilor săraci că dacă n-au pâine, să mănânce cozonac sau să mănânce brioșe, în funcție de interpretarea istoricilor. Pare că aici se situează și domnul Florin Câțu, alături de colega sa de partid, doamna Raluca Turcan, care ne amintim în urmă cu câteva săptămâni, îi spunea unui bărbat care se plângea că nu poate să trăiască din salariu minim pe economie, să-și mai ia un job. Deci pare că sunt cumva desprinși de realitate acești oameni și i-aș reaminti domnului Câțu că Maria Antoaneta a sfârșit la ghilotină. Ghilotina politică pentru domnul Câțu înseamnă congresul din 25 septembrie, congresul PNL din septembrie, unde joacă nu doar funcția de președinte al PNL, ci și cariera politică. Dacă pierde acolo la congres, s-ar putea să nu mai rămână nici titular la Palatul Victoria. Deci astfel de afirmații nu l-avantajează absolut deloc. Pentru că pâinea nu este doar un simbol creștin. În acest caz, în contextul unor astfel de afirmații, reprezintă mai degrabă un simbol al economiei. Nu e vorba doar despre cât costă o pâine în sine, ci despre cum merge economia în România. Ori tu, ca premier, când îi lauzi sau când te plasezi de partea oamenilor care câștigă peste 3.000 de euro pe lună, doar 1% din totalul angajaților din România, uiți de cei 99%. Deci, ca premier... Sebastian. Ai făcut ceva mai devreme o paralelă excelentă între Câțu și ministrul Muncii, care într-adevăr a spus că cine nu se descurcă cu banii să-și mai ia un al doilea job. Despre ce crezi că vorbim? Oamenii ăștia sunt rupți de realitate sau pur și simplu puterea le ia mințile? În primul rând, și premierul Florin Câțu și ministrul Muncii Raluca Turcan vin totuși să nu uităm din acest mediu liberal în care încurajează competiția și așa mai departe, piața liberă. Însă, ca premier, ești politicianul tuturor românilor, nu doar al celor foarte bogați, pe care poate cu măsurile tale guvernamentale i-ai ajutat să devină și mai bogați. Însă problema în continuare în România rămâne sărăcia, indiferent de culoarea politică, fie că e dreapta sau stânga la putere, vedem că sărăcia se perpetuează în România. Tu, ca premier, nu poți să te uiți doar către noile joburi sau către joburile bine plătite, uitând totuși de oamenii aflați într-o majoritate covârșitoare, care supraviețuiesc de la o lună la alta doar din salariul minim pe economie. Perfect adevărat. 1% reprezintă
proporția de populație care câștigă 3.000 de euro, suma pe care a și menționat-o la un moment dat premierul României. Pentru restul, premierul spune că programul de guvernare funcționează, l-am auzit. Și cuvintele astea au mai fost puse de Dragnea și Dăncilă la un moment dat. Da, dar cum funcționează sau când funcționează acest program de guvernare? Pentru că vedem cifrele economice de la o lună la alta și aici nu o spun eu sau nu spunem noi jurnaliștii presa, ci a spus-o chiar guvernatorul Băncii Naționale. Ne așteaptă o toamnă grea cu scumpiri, cu o inflație foarte mare, deci premierul Florin Câțu totuși ar trebui să ia măsuri care să vină în ajutorul acestor oameni, pentru că cei 1% care câștigă 3.000 de euro lunar, sigur, vor trece mai ușor peste scumpiri de prețuri și peste inflație. Însă cei care supraviețuiesc cu salariu minim sau cu o pensie minimă de 180 de euro pe lună, vor, viața lor va deveni cu atât mai complicată. Deci cred eu că ar trebui cumva să schimbe paradigma premierul Florin Câțu, pentru că România nu înseamnă doar festivaluri la Cluj, cafea băută în baruri hipsterești dimineața, ci și foarte multă sărăcie. Mulțumim tare mult, Sebastian. Mulțumim, Sebastian. Rămânem tot la capitolul festivaluri, mă rog. Doar că din Cluj ajungem în București. Da, sezonul festivalurilor este întoi. După un an de pauză, Summerwell revine în forță și aduce din nou artiști renumiți la domeniul știrbei din Buftea. Organizatorii nu au uitat de regulile sanitare și au pus siguranța participanților pe primul plan. Masca de protecție va fi obligatorie, iar întâlnirile dintre artiști și fani nu vor mai avea loc din cauza pandemiei. Pregătirile pentru Summerwell au intrat pe ultima sută de metri. Joi, de la ora 16, își deschide porțile unul dintre cele mai vechi festivaluri din România, unde sunt așteptați zeci de mii de oameni. Anul trecut, Summerwell trebuia să aniverseze 10 ani de la înființare. Va sărbători în acest an, însă cu măsuri speciale. Organizatorii au pregătit totul astfel încât aglomerația să fie cât mai mult evitată. Cele două zone principale ale festivalului, care până acum erau legate de un pod de acces, circulația între cele două zone se va face nu doar pe acel pod, ci pe un pod suplimentar pe care l-am montat, în așa fel încât lumea să poată circula cât mai relaxat. Asta ar fi principala schimbare. Masca va fi obligatorie, iar cine are bilet la festival trebuie să știe că poate intra doar dacă este vaccinat, are dovada că a trecut prin boală în ultimele 6 luni sau că are un test COVID negativ. Cine nu apucă să se testeze înainte de festival, o poate face chiar la intrare, aici unde vor fi amplasate centre de testare rapidă. Însă recomandarea organizatorilor este ca toată lumea să vină cu dovada testării pentru a nu se crea aglomerație la intrare. Scena de after party anul acesta va fi în aer liber. De asemenea, fanii nu vor mai putea avea mult așteptatele întâlniri cu artiștii. Acest backstage va fi permis anul ăsta doar persoanelor care au strict legătură cu desfășurarea show-ului, a artiștilor și a personalului auxiliar. Nu mai există acele mult așteptate meet and greet-uri cu artiștii. În schimb, atmosfera va fi neschimbată, iar artiștii renumiți o vor întreține cu muzică live timp de 4 zile. Sport acum. Da. Prea mult ne-am distrat. Bună dimineața. Bună dimineața, Maria, din nou. Vă spuneam ceva mai devreme în jurnal, faptul că este gâlceavă, nebunie, haos pe străzile din Paris, pentru că Messi a ajuns în Franța. Va semna cel mai probabil cu PSG. La 12 este conferința aflăm de presă imediat, în care cel mai probabil va fi prezentat. Și tot diseară aflăm care este supercampioana Europei. Dar vă dau mai multe detalii, doamnelor și domnilor, imediat după generic. Georgia, du-ne pe litoral. Mare pe litoral detalii. Nu plouă și va fi frumos, la fel și în weekend, cel puțin asta spun meteorologii. Vă dau detalii chiar acum.
Căldura va persista astăzi în aproape toate regiunile, iar în Oltenia local va fi caniculă la amiază. După amiaza și seara se înmulțesc nori în extremitatea de nord și la munte și aduc cu ei averse, fenomene electrice, posibil chiar grindină și vijelii. Temperaturile astăzi se vor situa între 28 și 37 de grade. Mâine vremea va fi călduroasă în jumătatea de sud a țării, caniculară pe alocuri în Oltenia, unde și disconfortul termic, să știți că va fi accentuat. Local în sud, sud-est, dar și în Carpații meridional și oriental vor fi averse și fenomene electrice, iar temperaturile maxime se vor încadra între 25-26 de grade în nordul Moldovei, mult mai cald, 36 de grade în Oltenia. Litoralul acum la mare, vremea va fi caldă, frumoasă, cu temperaturi ce ajung până la 31 de grade. Apa mării va avea între 24 și 26 de grade și să știți, dacă plănuiți să mergeți acolo în acest sfârșit de săptămână, veți avea noroc de vreme bună. 27 de grade vor fi astăzi la Costinești și la Vama Veche și 29 la Mamaia. Bulgaria acum, temperaturi de 29 de grade și acolo în toate cele patru stațiuni. La Sanibi și Nesebar cerul va avea unele înnorări, dar sunt puține șanse să plouă. Ultima, dar nu cea din urmă, Grecia. Antasos și Halkidiki, să știți că vremea devine instabilă după orele amiezii și pot apărea averse și fenomene electrice. 33 de grade vor fi în Lefkada și 32 în Creta și Halkidiki. Mulțumim, Georgia! Și eu vă mulțumesc! Mulțumim. Ne revedem mâine dimineață! Dacă urmărești programele Prima TV, vei găsi cuvintele indicii, înscrie două dintre ele diferite pe primatv.ro în secțiunea dedicată concursului și poți fi câștigător. Câștigătorul zilei de ieri este Gabriel Trandafir din județul Vrancea. Aici la Focus, la prima oră, în fiecare dimineață afli cine este cel care a luat premiul din ziua anterioară. Fii de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Pentru câteva zile, Iașul este capitala culturală a României. La ce să ne așteptăm de la seriile filmului românesc, aflăm în scurt timp la Focus, la prima oră, într-un interviu în exclusivitate de la unul dintre actorii de la eveniment. Rămâneți alături de noi, intrăm într-o scurtă pauză de publicitate. Pare ireal, dar e adevărat. De luna viitoare vom avea un sistem de facturare electronică între firme și instituțiile statului. Vă dau detaliile imediat, încep știrile Profit. Guvernul va dubla numărul muncitorilor străini admiși în România. E criză de personal pe piața internă. Anul acesta vom ajunge la un total de 50.000 de avize de muncă pentru străini. Muncitorii români pleacă în alte țări pentru salarii mai mari, iar în locul lor vin foarte mulți oameni din Filipine, Thailanda, Nepal sau Vietnam. BNR și-a modificat puternic prognoza de inflație pentru a treia oară în acest an. În toamna anului trecut, BNR estima o inflație de 2,5%. E bine, cu noile date, prognoza de inflație pentru 2021 ajunge la 5,6%. Totul ca urmare a creșterii prețurilor la electricitate, gaze naturale și carburanți. Întreaga analiză este pe profit.ro. De luna viitoare, Ministerul Finanțelor va introduce facturarea electronică între firme și instituțiile statului. În sfârșit, agenții economici vor putea încărca, stoca, descărca facturile pe care le emit. Iar treptat se va face asta între toți operatorii economici. Facturarea electronică face parte din reforma asumată de ANAF în ultimii ani. Pandemia crește cheltuielile românilor pentru educație. Anul trecut erau la 1,8 miliarde de dolari, iar până la finalul anului 2025, acestea vor depăși pragul de 2,2 miliarde de dolari. Zoom sau Google Classroom sunt intens folosite. Piața globală de e-learning se va dubla, va ajunge în câțiva ani la 400 de miliarde de dolari, arată un raport emis de PayU. Scheme de fraudă pe WhatsApp. Vorbim de spamuri trimise pe WhatsApp prin care atacatorii cer bani sau diverse sondaje ori mesaje pe care utilizatorii trebuie să le trimită altora pentru a primi un premiu. Deschidem linkuri sau facturi, intrăm pe site-uri false și putem pierde banii sau ne lăsăm acolo datele cardului bancar. Mare atenție așadar! Informațiile economice importante sunt pe profit.ro. Ne revedem! Sunt Adriana Nedelea. Rămâneți alături de noi!
Astăzi la Iași începe cea de-a 12-a ediție a serilor filmului românesc în parteneriat cu Cinemaraton. Ediția din acest an este dedicată actorului Ion Caramitru, iar deschiderea oficială va avea loc la ora 20 în Piața Unirii din Iași. Printre invitații speciale ai festivalului se numără și actorul Dorel Vișan, care a acordat un interviu în exclusivitate pentru Prima TV. Eu transmit același mesaj de omenesc. Din păcate, el nu mai funcționează acum. Deci omenescul, care este religia artiștilor, și-a mai pierdut din intensitate și nu e bine. Pentru că o operă sau un mesaj care este văduvit de mesajul și de adevărul vieții, nu are nicio valoare. Dar trăim într-o lume în care nu ne mai surprinde nimic. Ne obișnuim cu toate, ne obișnuim cu răul, ne obișnuim cu ura, ne obișnuim cu lipsa de iubire și încet, încet ne dezumanizăm. Ăsta e mesajul meu. Vă regăsiți în ceea ce privește clasa politică românească actuală și ar avea nevoie România de un partid al vocilor puternice și a minților limpezi? Și dacă da, dați-ne trei repere. Trei repere de ce? De reprezentanți? Nu mă regăsesc, domnișoară, în... nici într-un fel de politică care se face la această oră în România. Pentru că totul este politic. Noi zicem așa, să nu vorbim despre politică. N-ai cum să nu vorbești, pentru că totul este politic. Însă și faptul că nu vorbim despre politică este o atitudine politică. Dar ar fi trei nume de la care ați pleca? Dacă ar fi vorba de un nou partid, dumneavoastră să aveți această posibilitate. Ar fi nume, dar nu vreau să le deconspir. Că n-aș fi înțeles. Noi nu mai avem partide în România. În România sunt niște organizații de jăgmăneală, de ceartă și de nerușinare în fața alegătorilor, așa cum se întâmplă astăzi, și niște oameni din ce în ce mai prost pregătiți. Aceasta a fost ultima oră de Focus la Prima Oră. Rămâi informat la Focus 14 cu știrile aduse de Livia Graur. Iar de la ora 20, Halle Berry este Catwoman. Pe noi ne puteți găsi pe Facebook, Focus la Prima Oră, pe WhatsApp la numărul de telefon 0720111199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Ne puteți urmări, evident, și pe primaplay.ro, platforma noastră de conținut digital. Ne revedem mâine dimineață la 7 fix. Rămâneți alături de Prima TV.